Salutare! Bine am găsit la un nou episod al podcastului Indodi. Noi suntem, ca de obicei, Indodi. Și astăzi discutăm despre capitolul 6 din cartea lui Michael Humer, problema cu autoritatea politică, capitolul numindu-se Psihologia autorității sau Psihologia din spatele autorității, factorii psihologici din spatele autorității. Vă alegeți voi un titlu și discutăm după aia când se va traduce cartea în română, dacă se va traduce, dacă a fost corect. Înainte să începem, niște mici detalii tehnice. Vă rog frumos, aveți jos un buton de like. O să vă rugăm să dați like acum pentru ca să zboare videoclipul în algoritmul YouTube la cât mai mulți vizitatori. Aștept. Tic-tac, tic-tac. Între timp, eu vă zic că aveți și niște link-uri în care puteți să ajutați proiectul nostru cu niște donații. Puteți să ne dați niște bani. Dacă nu vă place, după aia îi luați înapoi. Nu cred că poți să iei. Da. Măcar puteți să întrerupeți. Ok, linkurile respective le găsiți jos în descriere. De asemenea, jos în descriere găsiți și un buton de subscribe dacă vreți să mai primiți videoclipuri din partea noastră și de asemenea un clopoțel pe care îl clicuiți ca să primiți notificări atunci când începe o emisiune live sau când mai punem vreun alt videoclip. La sfârșitul episodului, ca de obicei, să sperăm că am format obiceiul deja, o să punem o întrebare la care o să vă rugăm să vă exprimați părerile jos în comentarii. Humer începe cu o prezentare a motivului pentru care își expune capitolul și ne avertizează că va face o plecare de la norma cărții de până acum, în sensul că se va uita la niște experimente psihologice, la niște analize asupra unor atitudini și comportamente ale celor care au poziții de autoritate, precum și ale celor care se supun autorității. Și la început încearcă să-și scuze efortul, explicându-ne că totuși, chiar dacă va face asta, cartea nu este periculoasă. O să înțelegem de ce spune lucrul ăsta mai târziu în carte, când ajunge la un capitol mai jos. Primul punct este opinia populară, o chestie care se găsește des în argumentația oamenilor, pe care cel puțin de 2-3 ori până acum ne-am întâlnit cu ea în alte capitole. Bă, cine te crezi tu să fii mai cumoț și să ai o părere în contra opiniei populare? Esența supunerii aici este că mulți și-au interiorizat atitudinea asta. Dar cine să mă cred eu? Cine sunt eu să fac altfel? Uite, vorbeam mai devreme noi, mecanicul de locomotivă care ducea oamenii spre lagăr. Ăla în timpurile naziste. Bine, sau toți ăia din comunism. Da, sau șoferii corect, sau după. Șoferii de camion care se duceau în Siberia sau de tren. Cu trenul îi ducea. Cu trenul? Da. Se pare că e frumos cu trenul, e la modă. Ecologic. Erai dus la groapă. Și întrebarea aici este, și nu puteți da un răspuns definitiv, ăla a fost forțat direct, i-a zis lui șeful lui, l-a amenințat cu violență și a trebuit să se supună under duress, sau credea că în ideile alea, sau în linia episodului, sau mergea cu ce făceau oamenii din jur, ca să nu rămână singuri pe nicării. Da, eu așa cred că pur și simplu circulau zvonuri, încă cei care nu executau ordine sau nu își îndeplinau joburile conform regulamentelor, dispăreau noaptea sau se întâmpla ceva ciudat cu ei și nu și-a asumat niciun risc. Nu cred că face, oricum nu face ceva foarte rău guvernul nazist mișcând populații întregi de evrei într-o parte într-alta și
De ce să mă pun eu contra, știi? Uite, apropo de psihologie, de multe ori sunt tot felul de factori care să întrepătrund, să împletesc. Nu poți să spui cineva e animat doar de putare credință sau frică sau automatism. Sunt amestecate. Poate credea că o să-i se întâmple ceva rău și credea și cât de cât în ideile alea. Dacă îți vândute bine, uite, de exemplu, taxarea este pentru societate civilizată. E vândută ca un lucru pozitiv. Și atunci curățăm societatea de elementele dușmănoase. Ah, super, hai să curățăm. Ah. Cine face lucruri scârboase, de ce le face? Păi, ca să rămână curat. Discuție și una de bine, pondere. Ești una de pondere. Poți fi motivat de bani, de exemplu, sau de ideologie. Să zicem că unul care lua șpagă, ofițerea pe care îi mituia, îmi pare că el îl mituiește chiar și pe ăla rău, nu? Schindler? Uite, referi? Da, în lista lui Schindler. El... Uite, aici te poți întreba. Ăla rău era atât de nazist dacă lua bani? Răspunsul ar fi că nu era atât de nazist. Încă dacă era un dement, era nazist, nazist, nu acceptă bani. Adică îl băga pe... Da. De-aia ce admirăm pe Schindler, că și-a riscat. Nu era sigur că o să iasă. Putea să nu iasă. Și risca viața. Bine, avea și nas de întreprinzător. Da. Antreprenor politic mai degrabă. Alex, dar uite, dacă te pui în pielea acelui mecanic de căi ferate din Germania, o să zici, dom'le, ok, dacă eu mă răzvrătesc și zic sau crezare zvonurilor cum că îi vrei să nu se duci la gazare și așa mai departe, hai să mă pun eu contra, după aia putea să raționeze într-un alt fel conflictul și să zică, ok, mă iau ăștia pe mine, mă dau la o parte și o să pun altul și deci tot o să duc. Deci, de multe ori. Deci pot, se pot găsi o grămadă de raționalizări. Ideea este că la final lucrurile s-au întâmplat așa cum și-au dorit cei cu autoritate politică. Așa și la noi astăzi. Adică nu cred că au fost toți nemții ținuți cu pistolul la tâmplă să execute ordinele respective. Pur și simplu presiunea, opinia publică era de așa manieră. La fel și la noi în România, comunism. Da, bine, și ideea. Adică bine, în sistemele astea totalitare, mai e și pistolul. Chiar la fiecare nu e. Nu e doar presiunea da, socială. Nu, da, ce vreau să spun este că și ideea în sine e ideea că nemții gazau evrei era de necrezut chiar și pentru combatanți. Deci, dar aminte pentru populație, da? Deci ideea că au fost, a reprezentat o surpriză pentru trupele americane, da, și ruse care au eliberat lagărele de concentrare, a reprezentat o surpriză ce au găsit acolo. Deci nici măcar ei nu credeau, ei care se luptau cu nemții zi de zi, da, nu credeau zvonurile alea. Adică povestea originală depinde ce vrei să spui. Inițial. Dacă inițial e așa, socotelile, corect. De bază era că când duci la muncă, doamne, nu cadrau cu societatea, așa cum fac chinezii cu uigurii acum. Da, și așa cum făceau Stalin cu aia și cum îi trimiteau ai noi pe ai noștri la canal. Da, era o vină, era o vină, trebuia să muncească. Nu, dar apropo de ce ziceam și la Alexandru, e o chestie de pondere, că o să discutăm mai încolo la sindromul Stockholm. Cineva poate spune azi, dom'le, tu de ce plătești taxe? Păi eu le plătesc, nu știu, din presiune socială, știi? Nu pentru că sunt amenințat, știi? Nu pentru că fac închisoare. Bine, asta... Eu tind să cred că în contexte coercitive și unde ai amenințări și astea, mai degrabă omul cooperează de frică. Da, dar a taxe sunt presiuni. Poate să fie și chestia că să uite lumea urât. Da, e un factor de conformare de nu știu. Nu, e diferență, deci între a plăti taxe și a mișca, să zicem, acazul și a duce trenul spre destinație fără probleme, e o diferență, părerea mea. Nu există, dacă există în lege scris că dacă nu-ți plătești taxele, te băgăm la pușcărie. Acolo, dacă nu miști macazul cum trebuie, te doar de dau afară sau te disciplinezi cu 10% din salariu. În nazism. În nazism, da. Nu cred. Ce erai, te duce la pușcărie? Vorbim de nazism, nu vorbim de... Eu știu de nazism, da. Știi, când zicea tuța de legionar că n-aveau cuvântul glumă, știi?
Și legionarii n-au fost naziști, n-au fost vârful. Da, da, da. E, nu, dar au fost același gen de oameni. Așa. Că, nu, ideea e că la vremea respectivă pistolul era un argument foarte, nu era foarte iute pentru Gabi, toată lumea. Gabi, foarte nu era iute. Mustrare verbală, știi? Da, nu te gândești. Da, exact. Da. Și nici presiunea socială, asta vreau să zic, că era ceva mai mult decât. Bine, na, nu știi cum s-au schimbat lucrurile odată ce au început să cadă bombele și pe Germania. Adică ce, să nu uităm că multă vreme în timpul acelui... În apărarea ta poți spune că te fofilai, te mai nu știu ce, știi? Zic că oficial, cum pariu că și în Constituția și în legile germane totul era... Constituția și legile germane... Oficial în România comunistă se vota. Au fost suspendate odată ce s-a instaurat dictatura nazistă. Nu Constituția, cel puțin, aia care... protejea. Și chiar dacă nu era, vorbim și... de iure și de facto, știi? Chiar dacă nu exista de iure, știai că nu te pui cu naziștii. În apărarea ta, e adevărat că există o mare diferență între dimensiunea aparatului pe care poți să-l controlezi direct prin forță, da? Deci direct prin amenințare, și dimensiunea aparatului, deci amenințare de jos, de sus în jos, da? Și dimensiunea aparatului pe care poți să-l controlezi prin... presiunea asta socială, prin reglementarea comportamentului pe orizontală, nu, da, nu doar venind de sus în jos. Poate că și de asta avem în crengătura asta istorică între stat și datoria de a te supune, da, da, care e în mare parte ramforsată pe orizontal. Pe orizontal, adică noi dăm acum exemple precum nazismul și comunismul tocmai pentru că sunt oarecum outliere față de ce întâlnim în lume, zic. O altă argument pentru ascultat-o majoritatea a populației este că s-a dovedit că sau lumea crede. Uneori se dovedește, uneori nu se dovedește. Lumea crede că o majoritate o să aibă dreptate. Dar aici e o, de multe ori, o confuzie. De exemplu, mulți oameni au văzut ceva, un altul din 1 din 10 a văzut altceva. Pe cine o să crezi? Păi aia 9 care au văzut toți la fel. Pe când aici, de ce zic că e o confuzie? Pe când aici este ce crede lumea. Lumea poate să creadă lucruri foarte diferite, plus că nu ai niște lucruri pe care poți să le verifici. De exemplu, ce era ăla? Era o gâscă sau era curcan? Contează, asta poți să o verifici. Pe când ce crede lumea? Și exemplul lui Hummer aici este cu Columb. Lumea i-a zis, nu te duce că n-ajungi nicăieri. El a zis, lăsați că eu îmi fac pe ale mele. Până la urmă, ce s-a întâmplat? El a verificat. Ok, nu i-a ieșit exact ce voia, dar a căutat să verifice. Asta vreau să subliniez. Dar de ce n-a ales pe ăsta cu pământul se rotește? Că era mai clar. Și în defavoarea lui. O să spun de ce nu l-a ales. Pentru că e clar că stă empiric, mie, nu că stă unde să învârte. Mie mi-a plăcut foarte mult exemplul Columb, tocmai pentru că pe mine m-a dus de nas. Și el a ales exemplul Columb pentru că te duce de nas. Deci lumea astăzi crede că Columb vroia să demonstreze că pământul e rotund. Pe când nu e vorba de asta, nu a fost vorba de asta nici atunci, toată lumea atunci știa că pământul e rotund. Problema lui Columb era următoarea, el vroia să demonstreze că poate ajunge, pământul fiind rotund, poate ajunge mai repede în India mergând spre vest decât folosind ruta tradițională care circumnaviga Africa. Și Columb s-a înșelat. Asta e partea. Cei de atunci aveau dreptate, dar astăzi, în percepția colectivă, noi avem ideea asta. Columb a avut dreptate. Nu! Columb n-a avut dreptate. Columb a avut noroc. Columb, mă rog, bine, n-a avut noroc în sensul că oriunde se ducea tot dădea de pământ. Adică, ok, el a nimerit în insulele din Caraibe, dar mai mergea puțin și ajungea ori în America Centrală, ori în Asia. A fost știință. A fost știință. E
critic la table. Când... Deci ăsta e motivul pentru care el dă exemplu pe Colum, tocmai ca să-i dea cititorului un exemplu în pielea lui. Creează exact exemplu în pielea lui. Adică e o poveste din asta pe care lumea o crede, o știe, ce să mai o crede, o știe, nu neștiind detaliile, nu e inexactă. Pe când la ăla cu Galileu, toată lumea știe despre ce era vorba. Mulți n-au idee că era și Copernic un băgat în problemă, da? Asta e partea a doua. Da, pointul e să apere simțul comun. Se spune că pe temeri de probabilități, bă, nu s-o înșelat toți, știi? Da. Și nu pe toate lucrurile. Uh-huh. Adică dacă, nu știu, nu, 7 oameni că a plouat în București, crește probabilitatea să fie adevărat. Dar fiind că el pune opinia majorității din timpul lui Columb, care nu considera că pământul este plat. Dar noi acum considerăm, oamenii de atunci considerau că pământul e plat. Uh-huh. E, opinia majorității actuale este că oamenii de atunci considerau că pământ. Bine, asta a fost în secolul 19 sau 50. Ce? Crea mitul ăsta că ăia că nu știau că... Nu știu că s-a creat. Dar ideea este că acum și astăzi e destul de... Da. Acum așa se consideră. Oamenii din secolul 15 nu știau că pământul e rotund. E falsă această opinia majorității. Ceea ce e interesant, cum faptul că oamenii aia de atunci știau un lucru atât de evident și astăzi încă trăiesc unii cu impresia că pământul e o farfurie. Da? Și pe bune trăiesc cu impresia. Da. Nu, el simpatizează și pentru că merge pe chestia asta cu intuițiile, cu simțul comun. El așa-și construiește. Asta e metodologia lui Kummer. Nu, da. Deci anumite intuiții sunt corecte, să nu furi. El face o diferență, face două diferențe. Deci prima este asta observațională. Ideea e că majoritatea bazei științifice, da, e empirică, ceea ce presupune că poți să observi ceva, deci presupune că ceva există, e adevărat, e observabil, e cuantificabil și atunci o părere subiectivă agregată, da, adică ai nevoie de tot felul de chestii astea, da, inducția logică funcționează pe sistemul ăsta. Dar ideea e că el face distinția asta și asta m-a plăcut foarte mult și vreau să aud o părere educată despre asta. El citează pe Hume, care Hume pune jos legea absolută, zice așa: opinia generală a... Dă-mi sticla aia cât vorbiți voi filozofie. Opinia generală a umanității are o autoritate în toate cazurile, dar atunci când vine vorba de morale, este infailibilă. Adică e pune ceva de genul: domne, în lucruri științifice există altceva. Adică poți să te înșeli, poți să nu te înșeli. Dacă îmi vine vorba de moralitate, de bine și rău, ce spune lumea? Bine, și aici poți să-l iei, să-l întrebi cum agregi opinia aia. Nu, dar în general pot spune că, uite, oamenii, dacă ei, de când e om, așa spune și Andrei, au fost sensibili la câteva, au cam înțeles ce e rău, au pus crime, deci în agregat, știi? Nu zic că n-a existat canibalism sau așa. Dar în general oamenii s-au opus furtului, crimei, toate malele religii, știi? După, în favoarea lui Hume și a lui Hummel. După un timp, adică... S-au limitat la comunitatea lor, nu? De multe ori am întâlnit. Că aveau tribalisme, că dacă ne batem cu ea. Adică să nu furi, să nu strigi, nu știu ce, ca lor tăi. Chiar și alea vechea, păi ce, Moise n-are, uite, Moise Vechiul Testament, ce nu are decalogul, știi, că sunt universale. Păi și alea, nu, și alea se aplica tot alor lui. Uh-huh. Ah, cum erau. Egalți erau mai slabi. Puteți, deci, în decalogul inițial să nu ucizi, frază de seminție, da. Nu altceva. Da. Aduc aici pe Andrei Pleșu în discuție, spunea în inima morală, mi se pare, despre faptul că oamenii de obicei, când apare o problemă în viața lor, să zicem, ori medicală, ori de altă natură, apelează la niște specialiști. Nu aduc, nu zic ora, ci... Nu mă pricep. Dacă e vorba de bine și rău sau chestii de astea etice, nu se duce la unul care a terminat
Da, filozofie morală. Da. Etica aplicată, nu știu cum. Etica aplicată. Deci, așa. Știu, domne, eu ce... Păi, știi ce? Pe de o parte, ai zice, păi de ce nu se comportă la fel? Pe de altă parte, poate că este și o judecată comună asupra calității eticienilor produși de facultăți. Da, da. Îți dai seama să zic că omul obișnuit nu mă pronunț, citesc Rothbard, citesc Hummer și după aia mă pronunț cu privire la natura statului, că n-am studiat. Nu, eu zic prin comparație, da, să zicem, pe vremea Socrate, Platon, Aristotel, da, la ăștia erau căutați, se duceau oamenii la ei. Da. La sofii se duceau oamenii. Bine, sofiștii convigeau în partea ailaltă. A, gândește că erau mai pragmatici. Erau mai pragmatici. Gândește că sofiștii treau din piață, ăștia treau pe lângă Tiran, pe lângă... De-aia și arată lumea acum. O cunoaștem. Oamenii vor de multe ori rezultate mai repede decât... Dacă te duci la un filozof, o să zică, păi, s-ar putea să fie și așa, s-ar putea să fie și așa. Oamenii vor rezultate și la medic, și poate la... Sunt mai de-aia angajează politicieni. Dacă le auzi de la 4 ani, mesajele despre bine și rău, le auzi de la 4 ani. Poate de când le structura celulei, da, nu auzi de la 4 ani. Știi? Uh-huh. Și tu de mic... Ești cu o anumită morală. Uh-huh. Te uiți la televizor, te uiți la un film, uh-huh, peste tot apar chestiile. Uite, știu, la dat de băut de ziua lui sau și-a cumpărat mașină și n-a dat-o. Sau chestii de genul ăsta. Am asfințit-o. Mă rog. Și chestiile de crime de astea, știi? Da, da, da. Uite, ăla a făcut o crimă și e o chestie rea, știi? Nu mă duc la un specialist, hai să-mi spun Arafat dacă e rea sau nu. Deci argumentul lui Hummer că dacă ai lăsa oamenii fără legile statului, ei oricum ar urmări aceste legi normale dintre oameni, intuite, transmise tradițional. S-ar baza pe etică, da. Da? S-ar baza pe legi care oricum există și nu, nici n-ar trebui neapărat transcrise. Oamenii ar înțelege că trebuie să nu fure, să nu fuce. Uite că nu înțeleg, asta e în defavoarea lui. Eu aș da... Eu înțeleg că să nu furăm unul de la celălalt. Nu înțeleg, n-au o dată consistentă, știi. Eu cred că povestea nasoală este despre autoritate. Asta a apărut la un moment dat, format așa ca poveste, pentru că, din nou, oamenii... El trebuie să fie imun, așa cum e imun, un hoț nu-l prostește. Mm. Dacă un hoț încearcă să-l vrăjească, să nu știu, omul simplu nu înțelege că l-a furat. Dacă îmi vine vorba de stat, nu, stai. Nu te grăbi, sincer. Eu cred că înșelătoria este că oamenii, intuitiv, simt că ai nevoie de ierarhie. Ierarhie însemnând o linie de... Competență. Comandă de management, da, de administrare. Competență e deja modul în care stabilești ierarhia. Da. Da. Și dacă le zici, nu normal ne trebuie o organizare, ba da, păi uite, noi ți-am dat deja o organizare. Și asta este și cea mai bună, pentru că uite câte rele s-au întâmplat în trecut. Îți face frică cu naziștii, cu comuniștii, cu chineziștii de acum. Tot așa erau organizați. Și alea erau organizați așa, dar rău, dar acum e bine, da. Mă rog, e o disonanță, vine imediat. Nu, dar e ceva adevărat, uite, în sofismul ăsta cu argumentul mad populum. Da, lumea chiar se poate înșela. Uh-huh. Sau oricum o opinie. Ce înseamnă adevăr? E o relație? Le întreabă Pila din Pont pe Iisus. Ce este adevăr? E o relație între niște opinii, niște propoziții și niște stări de lucruri. Știi? Simplă opinie nu ajunge. Deci. Pot spune doar că probabilistic și dacă zic mai mulți. Și aici e o întrebare. Unde merge? Uite, la teorii se pare că nu prea merge. Sau la morală. Chiar și la alea de observație. Uite, dam exemplu cu pământul, știi? Care aparent stă. Nu pare să miște. Ce zice Hummer? Nu, nene. Orice sursă poate fi dubioasă. Un raționament poate fi greșit. E empiric. Vezi un creion într-un pahar cu apă și îl vezi deformat și spune fizicia că nu e deformat. Da. Băi, am putea intra în primul experiment, să zicem, cu bias. Până ajungem la primul experiment. Eu vreau să mai punctez o chestie pe asta cu Hume. Nu l-am iertat așa de repede. Dacă ar fi să-i concedem că are dreptate, ar trebui să ne întoarcem la sclavie.
El când a spus chestia aia, Slavia era unanim acceptată. Da. Or, da. Bine, Slavia e că am scăpat de ea. Ori sclavia e o problemă morală. Păi da. Este, este. Păi. Da. Am scăpat de ea. Păi da, dar n-am scăpat de stat. O să scăpăm? În 500 de ani se duce și asta. Nu, dar da, ce vreau să spun este a existat un punct în real, da, când unii oameni au ce militat un punct? De la istorie la început până împotriva, nu știu, hai să zicem un punct. Când unii oameni erau în minoritate și au militat împotriva sclaviei, majoritatea zicea, nu, stai, că așa facem lucrurile de când e lumea. Și conform lui Hume, acolo trebuia să se închidă orice discuție morală. Dacă această problemă morală a fost revizitată din punct de vedere moral, nu eficiență economică și alte fantasmagorii, înseamnă că n-a avut dreptate. Că zice că e infailibilă. Păi cum e infailibilă? Păi uite. Nu prea are, înainte să intrăm în experimentul ăsta... Nu îți dai seama ce tupeu pe el, deci în chestiuni ne înșelăm la în teorii fizice și nu știu, dar pe chestiile morale, ce zice gloata aia a fost? Păi uite-te la filmul lui Zeffirelli, știi, la Baraba și... S-a întâmplat mai târziu. Mă rog, știa. Povestea, da. O chestie pe care o observ mereu și la noi, vine vorba de... Se discută în public. Ce să facem cu taxele? Ce să facem cu tot felul de reglementări? Lumea își dă cu părerea. Ar trebui mai mari, mai mici. Mori de grijă a bugetului, de exemplu. Păi cum s-ar mai aduna bugetul? Și aici, în toate situațiile astea pe care le-am vorbit până acum, de foarte multe ori oamenii își dau cu părerea despre ce ar trebui să facă alții. Nu ce să nu facă, că... Asta discutăm mereu. Ce să nu facă? Păi să nu facă lucruri agresive. Despre asta poți să-ți dai cu părere. Ba chiar să le aperi. Dar de foarte multe ori oamenii își dau și mi se pare că toată puterea asta a autorității e asta e bazată. Pe faptul că mulți sunt înclinați așa. E o chestie naturală. Oamenii judecă. Îi judecă pe ceilalți. Ai văzut ce a făcut? Nu și-a sfințit mașina. Da? Și își dau cu părere despre ce ar trebui să facă. Și pare că dacă s-ar face ce cred eu, o să vină raiul pe pământ. Aici e o chestie de psihologică, de umilitate. Mă, dar oare am eu dreptate? Nici un pic de îndoială, așa. O pervertire și, uite, chestiile astea morale, ajută-ți aproapele și nu știu ce, sunt. Lumea simpatizează cu ele, doar că în cazul socialismului, știi, al intervenției etatiste, e o pervertire. Că, uite, ăsta, Papa Francis, ieri nu zicea că le-a vorbit despre taxe. Despre taxarea progresivă unor oameni de afaceri și că sunt juste, sunt echitabile, să nu știu. E clar că nu a asimilat mesajul ăsta libertarian cu taxare, e furt. Da, ajută-l din banii tăi. Dar nu forța vecinul tău să... Dar lasă mesajul libertarian, dar și logic. Am mai vorbit-o și acum dacă ai adus vorba o repetăm. Bogații plătesc proporțional... Nominal plătesc mai mult decât săracii, pentru că plătesc proporțional. Deci deja... Atunci când proporția e aceeași. Când proporția e aceeași, dacă ai o impozit, flat tax, da. Impozit unic, numesc, atunci e clar, unii o să plătească atât, ăia mai bogați o să plătească atât. Deja există un progres nominal. Când ei vor să fie, să plătești mai mult, de parcă... Deja plătesc cam jumate, peste tot, nu? Vai. Ce? Da. Cam da, jumate da, peste tot. Da. Mă rog, am vrut să reprecizăm, poate că... Nu, dar asta e pervertesc o chestie, cum să zic, admirabilă. Altruism e o chestie admirabilă, știi? Da. Anti-Ayn Rand, să zicem, știi, că e bine să-ți ajuți aproapele. Dar și speculează chestia asta, așa cum politicienii și birocrații fac bani din specularea suferinței, unei suferințe reale, să zicem, a minorităților. La fel și aici. E o problemă, o preocupare reală, nu știu ce să ajut semenii, dar și statul vine cu ercițe. Vine o chestie. Păi să trecem, nu? La, că nu rezolvăm. Da, vreau să trec la... Se lega atunci de faptul că unii aflați în minoritate se iau după opinia majorității. Și Humor în capitol povestește de un experiment în care
pregătirea experimentului sună așa. Există o persoană naivă și alte persoane care știu despre ce e vorba. Li se prezintă niște imagini și... Un test de memorie. Un test de memorie? Nu, nu e un test de memorie. E un test de... Ah, vorbești de ăla, de vizual. De ăla vizual, da. Da. Credeam că ai intrat. Și... Milton. Cei care știu despre ceva, majoritatea, încearcă să mintă, să spună alte lucruri despre ceea ce se vede față de cel naiv, cel care este supus experimentului. Se observă faptul că persoana aceea este foarte influențată de opinia majorității. Poate nu vrea să mintă. Testul în sine... Poate nu vrea să mintă, poate test, e... N-are încredere, nesigur. Testul în sine este făcut, a fost, mă rog, experimentul a fost condus de Solomon Ash și după aceea au avut următoarea problemă. Deci, ca să testeze acuitatea vizuală, mai întâi au rulat aceleași imagini cu oameni non-biasați, în sensul, deci, care era ideea? Erau niște linii desenate pe foaie de hârtie și trebuia să spui care dintre ele e mai lungă. Și mai întâi le-au arătat unor oameni normali ca să se asigure că nu există un bias, în sensul că e una indiscernabil mai lungă și acolo poate să se rupă treaba, și au ales setul de imagini care le-a dat o fidelitate de cel puțin 99%, e statistic vorbind. Ok. În timpul experimentului, persoana care era de fapt experimentată, da, stătea ultima, îi venea ultimul rândul să vorbească și lângă el mai erau, mi se pare, 4 oameni. Și fiecare din și câteodată dădeau răspunsul corect, dar ceilalți 4 erau, făceau parte din experiment și ei aveau un scenariu prin care trebuiau să treacă. Și câteodată dădeau răspunsul corect identificând, deci mai ales la început, identificau corect linia care era cea mai lungă și pe urmă începeau să dea o altă linie. Începeau să dea o altă linie. Iar schimbarea identificării asupra persoanei naive din ei, deci persoana asupra cărea, a fost o coborâre de la 99% la 63% identificarea corectă și mai ales neinfluențată. Adică, deci oamenii care continuau să identifice corect, chiar dacă lângă ei se identifica... Dar o treime era influențată. Dar cel puțin o treime, da? Exact, era... influențată. Și au fost 3 în interviurile de după experiment, au fost identificate 3 motive pentru acest lucru. Unii din oamenii care au început să spună greșeli credeau că grupul se înșeală, dar au mers pe mâna lor de frică să nu fie aparte, să nu iasă din front, să nu fie priviți deci ca fiind... Deci a dreptate Gabi cu minciuna. Ca fiind cu moți. Păi da, de asta a dat și exemplu. Și deci era clar că ei mințeau. Ei știau care e adevărul, dar mințeau din motivul ăsta. Bine, de fapt noi putem să punem... De fapt aici este partea cu adevărat interesantă, pentru că discutăm de justificări. Toți mințeau. Nu poți, dacă ai o scădere a realității de la 99% la 63%, toți mințeau. Problema este când și cât timp mințeau. Ăștia, de fapt, au fost cei mai sinceri. Ei au mințit doar în cameră, atunci când era presiune asupra lor. Pentru că celelalte 2 categorii, atunci când au vorbit cu intervievatorul după aia și i-a întrebat, domnule, dar de ce ai spus aia? I-a spus, nu, că i-am spus ce era corect, așa mi s-a părut. Mm-hmm. Deci, ei ori mințeau în continuare. E posibil să nu mintă, să fiu nesigur. Dar în se mințea pe el, dacă... Da. Sau se mințea pe el. Dacă așa e și în realitate, știi, le trebuie cineva, unul
care e relația ta cu statul sau cum vezi tu taxa? Nu s-a gândit la asta, să-și definească exact, bă, da, uite, astea sunt punctele, mă iau după majoritatea. E așa o chestie vagă, o chestie... Păi, tinerii antisistem unde sunt? Stau să se gândească. Tinerii antisistem sunt întreime? Conformistă? Bună întrebare. Depinde de ce motive au avut când au ieșit în stradă în trecut. Depinde de ce motive au avut când au ieșit în stradă pentru în trecut. Pentru mine sunt ființele cele mai conformiste. Dar chiar așa, ei sunt împotriva sistemului corupt, dar altfel sistemul social-democrat cu și democrat. Sistemul cu mască și înțepare e numai bun. Da, ăla e numai... E conformist, frumos, dar e sistem bun. Ei sunt pro sistem bun. Recite codul fiscal și noaptea azi. Da. Și ideea e că ce se desprinde din acest experiment este ideea asta de reînforsare socială, de faptul de a nu vrea să ieși împotriva, da, de a nu vrea să apari ca fiind din ceilalți, dintre ceilalți, să mergi să împreună nu ai o poziție contrară. Da, să nu ai o poziție contrară. Nu mă gândeam la chestia asta și cred că e o explicație evolutivă pe tema asta. Așa zic, să zici. La un moment dat în istoria noastră, cu siguranță s-a făcut o selecție. Când veneau hunii pe... Nu. În interiorul tribului s-a făcut o selecție pentru conformism. Deci la vremea când noi eram doar în triburi, ăia care aveau idei contrare, exista odată procesul de ostracizare, da? Care la vremea respectivă era egal cu moartea, sau dacă nu era ostracizare totală, siguranță poate să fie ostracizare din partea femeilor care să-și aleagă un soț. În sensul că dacă tu ești mereu gică contra sau dacă ai idei care sunt în ideea asta de gică contra, păi poate că la un moment dat apuci să te cerți cu șeful de trib și ne dă pe toți afară. Adică suntem o familie, nu? Poate îmi moară copilul ca să se certe, ca să-ți facă... Știi? Și de asta, pe lângă faptul că unul dintre chestiile pentru care au selectat femeile întotdeauna a fost predictibilitatea, deja avem două lucruri mari care sunt împotrivă. Și e foarte posibil ca tendința asta de a fi de acord cu mulțimea, de a fi conformist în lipsă de alt cuvânt, să fi fost pur și simplu selectată de strămoșii noștri la un nivel de departe. Mai ai o valență la predictibilitate, că dacă vrei să conlucrezi împotriva altui trib, dacă toți din trib nu fac același lucru, nu o să aibă succes. În fine, nu prezic că o să aibă succes față de... Poate are dreptate, dezidentul. De că trebuia să-i atacăm la posada. Teoretic are dreptate, de asta au apărut miturile și tradițiile de care vorbeam emisiunea trecută. Cu tradiția renașterii reformei, în care să nu fie strict o dorință de conformism fără urmă. Uite, de toleranță. Și, pentru asta ai și bazmele. Oamenii vor să se schimbe ceva, dar să ducă harapalb să facă. Să ducă făt frumos, să bată cu zmeii și noi să stăm aici, ne apărăm nevoile. Și asta e o chestie foarte interesantă. Nu știu dacă... Și uite, puteți să păstrați ideea asta în... De fapt, știi ce? Mi-o notez și o să vă întreb la sfârșit. Da, dar făt frumos, uite, dacă te uiți la 300, lua gloria, știi? Da? Și când vorbea Leonida cu atenienii, era clar că de nu știu care Atenia nu se va auzi, de cei 300, știi, care au luptat, oprit. Ah, și în Troia am văzut chestia asta. De fapt, chiar îi zice Ahile, îi zice explicit, nu știu cui. Da. Lupa Trople, că era vără, să știi, nu era așa neambrost. Îi zice cuiva... Sub locotenentului lui. Că nu o se aude de tine pentru că nu știu ce ești. Nu mai țin minte. Bine, dar asta e asumată. Mulți nu caută glorie.
Nu e o valoare supremă decât pentru unii. E destul de... E. Și pe vremea lor atunci, o zic că și azi. Păi, și nu azi. Ne-am schimbat foarte mult. Da, tot materialul tot. Materialul clientului. Bine, e o altă chestie pe vremea aia și care a dus aminte și de 300 și ai spus și tu o chestie cu triburile care trebuiau să conlucreze. Felul în care se câștigau, deci hai să o luăm și mai în spate. Felul în care oamenii omoară mamutul presupune să facă toți același lucru concertat, în același timp, cooperând după un plan anume și nu să se apuce cineva să inventeze roata în timpul omorârii mamutului, ceea ce, evident, roata are beneficiile ei. În sensul că după aia poți să omori și lei dacă îți faci o bicicletă și, sau ghepar sau nu știu, ceva. Da, și când ai un incendiu sau ai nu știu faci... ce, conformismul poate fi, uite, la metro și ce incendiu, fugi tu după unde fuge lumea, poate să fie o chestie bună. Nu? Da, asta... Ideea e să nu-ți blocheze. Când, dacă e vorba de un incendiu, dacă e vorba de un atentat terorist, fugi la 90 de grade față de cum fuge lumea. Da. Pentru că mai nou, adică mă rog, mai nou, nu ca să te calcem picioare, pentru că mai nou teroriștii au învățat chestia asta și pun două bombe aici și două bombe aici. Că lumea fuge de ele în direcția și în care... Și la 90 de grade față de fluxul mulțimii. Da, legat de teoria asta evolutivă, Homer mai pomenește și de sindromul Stockholm, că a fost ales tot evolutiv. Zice că în trecut, deseori ne se întâmpla, ori... Supraviețuie, ce zicea și Vali. Supraviețuie. Da. Trebuia să faci pe plac celui care te captura. Veneau... Nu e o alegere rațională să... Da. Veneau cine, zicem, niște cuceritori, îi omorau pe toți din sat, pe câțiva îi prindeau sclavi, pe unii bărbați și femei. Cei care nu făceau pe plac după aia și tot încercau să scape sau să fie mai comoți erau căsăpiți și rămâneau doar cei care făceau pe plac. Bine, și așa sumă un risc. Capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Da, dar și așa sumă proverbe românești. Dacă se întoarce roata, știi? Da. Dacă îi trădai pe spartan și ei își reveneau la... Păi, da. Era un risc. Probabil că poveștile astea cu spartan sau cu alți eroi sunt foarte rare, tocmai de aia ne rămân în memorie. Regula era de obicei, dacă mergeai... Și asta e adevărat, dacă este uiți la, numai la istoria României, exemplu, sau principatelor române neunite. Da, noi am fost întotdeauna foarte diplomați. Poți să vezi asemenea exemple. Poate fi ce zicea Gabi, știi, de ce vorbești de Ștefan cel Mare? Uite, sau Pusa, nu știu ce, sau de Vlad Țepeș, știi? Au rămas că, nu știu. Înainte să, hai să, era înainte o memă. Să intrăm mai în... țineți minte, mema aia era istoria României, știi? Așa cum e povestită în manuale și era Rambo. Iar apoi, așa cum era realitatea, o găină care fugea, știi? Da. Înainte să intrăm în sindromul ăsta Stockholm, că promit că ne întoarcem la el, hai să mai discutăm și de celelalte experimente și ce ar vrea ele să scoată. Două, mai avem. Da? Două, mai sunt două. Hai să începem. Ce? Milgram și Stanford. Milgram dacă și simți că du... Stanford. Da, Milgram. Experimentul Milgram. Acolo avem filmul la Stanford. Sunt chiar două filme. Experimentul Milgram fiind condus de Stanley Milgram la Universitatea Yale în anii 60 a vrut următorul lucru, a luat niște studenți care le-a spus că el face un experiment despre învățarea sub stres sau ceva de genul ăsta. Și ei trebuiau să fie pe post de profesor, jucau pe post de profesor și restul oamenilor din experiment erau iarăși niște actori, să zicem. Actori, da, exact. Participanți. Niște participanți cu alte scopuri, da? Pentru că experimentul era, de fapt, despre supunerea omului față de autoritate. Uniformă. Și se poate spune și despre uniformă, da. Și experimentul presupunea așa. Aveam subiectul, da, care urma să
citească niște întrebări sau să spună niște fraze care trebuiau memorate și repetate, mă rog, din camera cealaltă unde era cobai, cel asupra căruia se executa experimentul în mintea naivului nostru. Niște asocieri. Asocieri de termeni. Parcă, da. A, mă rog, ideea e că trebuia să le repete în ordine. Și se presupune că acest cobai urma să fie conectat la curent electric și urmau să fie administrate șocuri electrice în proporție crescândă de la începând cu 15 volți până la 400, până la vai 10. Și mama lui, da? Și experimentatorul, omul care urma să administreze aceste șocuri fiind persoana naivă, lui se demonstra, da, până la 450, lui se demonstra ce înseamnă un șoc de 45 de volți. Adică îi băgau și îl scuturau puțin. Ok. Și spuneam că pe măsură ce individul greșea, el trebuia să crească din 15 în 15 volți până când ajungea la 450, 450 de volți. Da. Și... era după moarte. Și experimentul se... ce? Nu, murea înainte. Trebuia să tragă de 3 ori. Tipul care dădea răspunsurile, de la 75 de volți începea să simuleze. Deci el oricum nu era electrocutat, ci doar trebuia să îl facă ăsta să creadă că este electrocutat. De la 75 de volți începea să simuleze durere, să, așa. La 120 de volți începea să semnalizeze că începe să-l doară. La 150 de volți mă doare inima, am probleme cu inima. Începuse să spună că mă doare inima. Înainte să-l bage în cameră, tipul plătit îi spune omului de știință în fața naivului că el are probleme cu inima și se întreabă dacă nu cumva poate să-l afecteze șocurile astea electrice. La care omul de știință spune, nu, e ok, trust us. 95% safe. Safe and effective. Așa. Spuneam că la 150 de volți el începe să spună, băi, mă cam doare inima. Și începe să ceară să fie eliberat. Deci să vocalizeze dorința de a fi eliberat, de a nu continua experimentul. Până când la 270 de volți urla de durere și de la 300 încolo nu mai răspundea. Deci nu, ăla apăsa, spunea ce trebuia repetat, nu primea niciun răspuns, pusese instruit că în caz în care nu primește niciun răspuns, el trebuie să continue cu experimentul, să tragă mai departe de manete. Greșit, nu răspuns, e un non-răspuns, e ca un răspuns greșit. Da, și că trebuie să continue, deci că nu trebuie să se... Păi nu-l vede? Să se oprească. Nu-l vede. Mă gândeam că să schimbă un sens. Victima, mă rog, victima deja... Și asta poate a încurajat, dacă nu vedeai, știi? Umăr schimbă, da. Păi n-aveai... Păi, dar nici în nazism nu vedeai victimele gazate. Na. Da. Deci dacă lucrai chiar în locație? Dacă pentru că, dar de obicei, dacă puneam... ăla, mecanicul la CFR de la CFR, de la Federația de Germane, nu vede. Așa, las că au plecat și cu CFR-ul, noi. N-au plecat. Mă gândeam dacă... Numai căile ferate germane. Mă gândeam dacă UI ar fi permis... Ce? Risipa asta de energie din experiment. Păi nu este, vezi tu, asta e faza, că nu e o risipă de energie, că pe ăla nu-l curenta nimeni. Deci asta atragea de niște manete, dar ele nu erau legate la nimic, știi? Ok, și ideea e că... Și mai am o descriere. Pe manete era scris easy, stressful și la sfârșit era shock, severe shock și ultimul ăla maxim de 450, exact, era 3DX. Însemnă ce? Ok. Extra large, extra nasol, extra... Moarte? Da. Mă rog, ceva nasol. XXX, când vezi XXX, de seama că vezi... Nu știu dacă la... Un tricou, XXX. Nu știu dacă în anii... De pirat, nu știu dacă de pirat, în anii 60 însemna același lucru. Care a ajuns să însemne astăzi. Da. Cred că mai degrabă, dar nu știu dacă nu cumva ăla de pirat la un moment dat avea 2DX la...
și nu asociat. Nu, 3D, era e ceva legat de ăla chiar era. E ceva legat de Amsterdam cu pe și Amsterdam are 3DX care n-au nicio legătură cu ce am putea noi asocia Amsterdamul și 3DX în simbolul heraldic al orașului. Ok, mă rog, revenind la experiment. Dacă la vreun moment naivul nostru zicea că n-ar vrea să continue, omul în halat, că asta era uniforma la care făcea referire Gabi, îi spunea, urma să îi spună, te rog, continuu. Dacă naivul zicea în continuare că nu vrea, omul halat zicea că experimentul necesită să continui. După care îi spunea, este absolut esențial să continui. Și după care îi spune, nu ai altă alegere, trebuie să continui. Dar, din nou, asta era doar, erau niște, niște prompturi, deci niște era replici enervant, standard. Da. Și dar dacă subiectul refuza să continue și după ce îi se livra această replică, atunci experimentul era oprit. Predicțiile pe baza experimentului au fost următoarele. Atunci când li s-a prezentat unor studenți, așa cum v-am prezentat eu vouă acum, toate și dezesubtele, studenți și studenți specialiști, da, pe psihologie, și au fost puși să spună ce vor să facă ei și cum evaluează tendința generală a unor oameni de a răspunde la acest experiment, au spus că maxim la 1% merge până la 450. Ar merge cu experimentul până la capăt. Cât despre ce ar face lumea generală, ar zice, hai, încă 5% de la noi să mai punem. Deci crește scepticismul. Adică el despre sine ar zice că în niciun caz, deci în proporție de 99% nu s-ar duce până acolo și când e întrebat, dar ce părere ai despre ceilalți, poate că, hai să zicem, 93% nu s-ar duce până acolo, ceva de genul ăsta. Okay. Da, în realitate. Și cei mai mulți dintre ei s-ar fi oprit atunci când cel care cerea să fie eliberat ar fi fost eliberat. Dar, în realitate, 65% dintre participanții la acest experiment au mers cu el până la capăt, în sensul că au tras soluția, de manetă. Soluția finală. Da, au tras de soluția finală de 3 ori. Adică omul e mult mai... Pentru, deci ei, din perspectiva lor, aveam de-a face cu o victimă care era cel puțin inconștientă sau deja moartă. Evident, au fost întrebați după aceea... Ce-a fost în capul tău? Da. În primul rând, primul răspuns interesant a fost că nimeni n-a regretat că a participat la experiment. Nimeni n-a regretat. Și după aceea, cei care s-au dus până la capăt și-au raționalizat comportamentul, ajungând să spună că n-au avut nicio... N-au avut de ales. Au fost obligați să o facă. Nu, nici măcar. Unii au spus că au fost obligați să o facă. Și tocmai asta punctează și humor. Cum obligați? Adică nu, faptul că cineva... Erau acolo voluntar. Da? Păi stresa ăla. Ai reușit continuu. Știi cum e? Dacă mă stresezi, mă ridic și plec. Adică... Și era și o altă chestie în spate, că lumea ar putea să spună, ok, păi da, stai că poate nu mai primeau banii, că și asta era important. Banii îi primeau înainte și era vorba de $4.50 și o să revin cât discutați între voi ca să vă zic cât înseamnă asta astăzi. Parcă zice cum ar, nu? Nu, nu zice. Dacă era o e zicea, posibil să fie vreo 30 de arginți. A insistat mama. Hai mai iau o gură. Termină din farfurie, știi? Uh-huh. Probabil că au crescut o chestie asta și acum orice rugăminte sau orice insistență din asta verbală li se pare comandă. Ar fi interesant de refăcut experimentul ăsta, cu toate că acum știe toată lumea.
A, dar poți găsi. Dar îl formulezi altfel, să-l faci cu generațiile de acum, care n-au fost crescuți cu hai mai ia. Bine, la noi au fost. Fii atent, dacă îi zici, nu trebuie să-i zici de 4 ori, îi zici, așa a zis statul. Uh-huh. 450 din prima, știi, după aceea. Sări papere. Da, asta e. Și nu poartă mască. Asta e legea. Așa aperi viitorul și alte... $41. Wow. De fapt, 42, 41, 90. Hai, 50. Era ceva și cu rata actuală. E un fleac pentru America de astăzi, $41. Da. Nu a contat. Părerea mea nu conta neapărat suma respectivă. Mm. Nu, și ideea este că suma oricum o primeau, rămâneau cu ea. Deci asta, da, asta ți-a dat banii la început? Ai plecat? Poți să pleci și zici, la revedere, am banii, am... Da. Deci nu... Eu au rămas pentru, știi cum erau manifestațiile, am venit pentru violență, știi, nu? Nu pentru cauză. La 10 august? Cine? Da, asta e o discuție, nu știu, pe la Peterson am auzit-o, în care zicea, gândiți-vă pe cât puteți de sinceri, dacă aș fi fost neamț pe vremea naziștilor, câți... Dacă ați fi făcut lucrurile alea, dacă ați fi participat. De obicei, lumea răspunde ca în experimentul ăsta. Nu, n-aș fi fost. Măcar că aș fi fugit. Sau... Peterson spune imediat după aia, zice, și dacă ați răspuns foarte repede că nu ați participat, siguranță erați acolo în prima linie. Tânăr antisistem. Da, uite. Noi suntem într-o democrație, nu se întâmplă la noi așa ceva, acolo e altă situație. Și de cum o rece în capitolul, exemplu, cu un Vietnam, Mai La. Mai Lai. Mai Lai. Mai Lai. În care mi s-a ordonat să tragă într-un sat de femei, copii și bătrâni și s-au executat fără nicio problemă. S-au executat mai puțin un pilot de elicopter care a salvat 10 oameni. El a fost acuzat de trădare. La început. La început, da. Adică lumea era împotriva lui. Bine, e aici, iarăși, e cu duș întors. Presiunea socială. Humor are o anumită viziune asupra evenimentelor din Vietnam, care s-a răspândit în argumentul popular, mm-hmm, da? În opinia populară. Nu poți să compari situația aia particulară de la Mai Lai cu cea a evreilor gazați în lagărele de concentrare. Deci, cu siguranță, a prima e mult mai rea. Pentru că în a doua ai probleme în felul următor. Ești combatant, există partizan, există război, nu știi exact ce s-a întâmplat în spatele lucrurilor. Adică știi doar partea din poveste. E clar, faptul că niște așa oameni, faptul că niște oameni și-au riscat viața ca să-i scoată pe ea de acolo, e notabil și te face să te gândești că poate ăia aveau dreptate, ăia care i-au scăpat. Mm-hmm. Și clar nu americani. Clar atunci când tragi niște civili, nu poate fi, din nou, iarăși, nu poate fi scuzabil. De altă parte, civilii care au bombe pe acolo. Pe de altă parte, nu știi în ce măsură ăia erau partizani. La fel cum nici nu, cum să spun, hai să o aducem mai aproape de noi, da? Astăzi, sau ieri, când filmăm noi, s-a stins din viață ultimul supraviețuitor al experimentului Pitești. Ce i s-a întâmplat lui? El a pus la punct o celulă armată anticomunistă în 1948-49. A fost prins și trimis la... reeducare. Fără să intrăm în detaliile cu experimentul Pitești, deși probabil că o să mai vorbim de el un pic mai încolo. Puțin mai dur decât ideea este așa. Atunci când securiștii se împușcau cu anticomuniștii în pădure, era mai justificat decât
după ce i-au prins și torturau în beciuri. Deci, ce vreau să spun este că și față de nenorociții aia de securiști, poți să înțelegi că trăgeau în civili, în măsura în care civilii aia trăgeau în ei. Sau aveau baze ca să tragă în ei. Da, asemănarea aici ar fi dacă ai avea și adică probabil când există, da. Dacă ai avea exemple în care securiștii s-au dus și au ras rudele care nu erau combatante. Da, ai da, da, mai la ai exemple? Da. Nu, ai exemple și la noi în care au făcut chestia asta. Da. Oia care a refuzat colectivizarea. Jup. La Bărăgăt. S-au și tras în ei. S-au și tras în ei. Și în Moldova. Da. Pe lângă Galați mi se pare că a fost prima confruntare. Nu, dar ce vrei să zici? Că erau mai justificați securiștii. Vreau să zic că atunci când ești într-o stare de război, ai un pic mai multă justificare. Tot nu e ok să omori civil, evident, dar ai un pic mai multă justificare, mai ales și pentru faptul că asupra ta se impune legea marțială. Deci tu când ești voluntar și te duci să schinjuiești unii oameni, ești mai răspunzător decât atunci când ești parte din armată și știi că te pedepsește cu spânzuratoarea dacă, dacă refuzi să... Cum putea fi că acum în 2022, în situația actuală, noi n-am avea nicio... Nu este nicio insistență asta sau nicio constrângere atât de mare autorității politice să nu faci ceva contra insistențelor sau abuzurilor și a coercițiilor. Da. E diferența de, dacă vrei, diferența de tratament care a fost aplicată germanilor, da, armată versus SS. Zic, ce erau mai de cine? SS-ul, da, au fost, nu numai că au fost ei și pe parcursul războiului au fost mult mai răi, dar și după au fost judecați mai aspru, pentru că voluntari au făcut chestii mai nasoale, așa mai departe. Da, au fost proactivi. Ideea cu, atât cu experimentul Milgram, cât și cu poveștile de după, în care, deci spuneam că Hummer încearcă să le lege de nazism și de autoritate politică, duce la descoperirea conceptului de teorie de disonanțe cognitive. Teoria disonanței cognitive spune așa, că experimentăm o stare neconfortabilă, disconfortabilă, poate chiar puternic stresantă, aceasta fiind disonanță cognitivă, și ea se manifestă atunci când avem două sau mai multe concepte, cogniții, concepte, interpretări, ai două interpretări idei, concurente, conflictuale, care sunt în conflict una cu alta. Și în mod particular ea se observă atunci când comportamentul sau alte reacții pe care le facem vin în contrast cu percepția persoanei despre sine însăși. Felul în care se rezolvă această disonanță cognitivă este în felul următor. Ori se schimbă comportamentul, ori se schimbă credințele. Judecata de valoare. Zici, n-am greșit, uite, m-am răstit la secretariu, credeam că sunt un șef bun și nu știu ce. Aveam dreptate, știi, că într-adevăr a sustrat niște acte, nu știu. Ca să ne întoarcem la experimentul Milgram, toți cei care au mers până la capăt nu și-au schimbat nici părerea despre ei, nici nimic, ci doar au mutat rău acceptabil pe care puteau să-l facă unei terțe persoane în numele științei sau nu, al conformității. Nu, a dat vina pe ăla, pe cel care insista pe ăla experimentator, pe băiatul cu halat. Unii au dat vina pe șef. Unde e halatul ăsta? Unii au dat vina pe șef, alții chiar au zis că era
un lucru corect. Deci nu toți au spus că n-au avut de ales, că i-au obligat. Deci ăștia care au spus că au fost obligați, asta e o parte de disonanță pozitivă, în sensul că și-au modificat percepția asupra realității, faptul că ăla a zis nu, că trebuie să faci asta, te rog, continuă, au perceput-o ca pe o obligație. Pe când alții au spus, nu domne, e pentru știință, trebuie să facem niște, ăla s-a pus de acord. A schimbat valorizarea, da. Nu știu de vină. Hitler m-a pus, știu, da, nu știu, da, eu da, am executat. Da, da, da. Și nu numai, vreau să zic că și au pus deasupra dorinței, da, dacă, deci, bă, probabil că oamenii ăștia, dacă le-ar fi fost prezentat, dacă n-ar fi fost puși în situația respectivă, ar fi fost împreună cu ceilalți. 99% au spus că ei nu trec de 150 și că atunci când ăla zice dăm drumul, dăm drumul. Îi dăm drumul, dar ei nu i-au dat drumul. Prin urmare, au schimbat rău acceptabil pe care sunt dispuși să-l facă numele vreunui ideal. Păi asta e teza capitolului, că autoritatea îți crește rău, da, îți amplifică rău. Și felul în care, mai e un experiment pe care el nu îl menționează foarte mult, dar e foarte important pe chestia asta. Experiment făcut de Festinger și Carl Smith în anii 50, care ilustrează disonanța cognitivă. Unii oameni au fost instruiți să facă o chestie foarte plictisitoare și repetitivă, după care li s-au dat, pentru timp de o oră, după care li s-au dat niște bani sau nu, și au trebuit să spună celor care urmează, care vin înapoi, care vin în locul lor, care urmează la rând, să spună că nu, că e fun și interesant experimentul. Și după aceea, deci, și s-au împărțit felul în care sunt oamenii remunerați. S-au împărțit în $20, $1, iarăși vorbim de anii 50, deja dacă $4.50 erau așa, ăștia erau și mai mult. Erau deja spre $200 în bani de ziua de astăzi. $1, da, care este spre $10, și nimic. Și mai apoi, cei din grupul de $20 le-a fost cerută să evalueze task-ul respectiv, care task-ul respectiv, atenție, să se ales de oameni de știință, să fie cât mai plictisitor. Uite așa. Ok. Cei care au fost plătiți cu $20 erau mai probabili să spună că experimentul a fost o pierdere de vreme decât cei care au fost plătiți cu $1 și cei care nu au fost plătiți deloc. Deci ceea ce spune așa, că ei fiind plătiți mai mult, semnificativ mai mult, $200 ca să muți paharul de aici aici, nu e o sumă de aici de acolo, au putut să valorizeze negativ task-ul pe care l-au făcut în ideea în care i-au spus următorului că a fost fun și interesant, pe când cei care au primit mai puțin bani pentru asta sau deloc și-au generat o schimbare mai mare a percepției decât ceilalți. Deci ceea ce spune că ei au plătit costul psihologic. Nu, deci poate că valoarea ar fi fost la fel pentru toți, da, de $20, da? Ți-am cauzat o inconveniență, te-am plictisit o oră. Ia $20 și costul ăsta ar fi. Ceilalți au trebuit să primească $1 sau nimic. Costul a fost același și au trebuit să-l acopere cumva psihologic.
Ăla e prost plătit, nu? Ăla e acum doar. Prost plătit. Ceea ce au zis că a fost interesant. Au spus mai mulți. A fost mai interesant. Da. Mai mulți dintre ei. Da. Da. Și care explicația? Că să nu fie luați de frere sau ce? Exact. Că, nu, că și-au ajustat pare, ca să-i facă rău și următorului. Aproape, du-te și tu că... interesant, du-te și... Numai ca să-i... Să moară și capra vecinului. Da, da, ca să... Eu așa percep. Nu, eu înțeleg că au plătit costul în sensul că imaginea lor să nu fie așa de varză, da, percepuți. Da. Nu, domnule, a fost. Adică una, nu, adică pe scurt, da, că orice propagandist plătit pe internet, postac, whatever, da? Una e când ești plătit cât merită și alta e când nu ești plătit cât merită. Atunci te convingi că e și bună treaba pe care o faci. Lauzi cauza. Da, când ești plătit mai prost, zici, hai că PSD-ul poate chiar. Da. Aduce stabilitate. Așa. Asta poate explică exact de ce are succes PSD-ul. Că ei nu fac mare lucru. Lucruri bune, să zici că, nu știu, dau... Pe scuza asta psihologică. Exact, e scuza asta psihologică. Te dau serios. În timp ce aia cu 20, ei de ce nu la... Ce? Ea cu 20, de ce era mai sincer? Pentru că recunosc tranzacția. Au pe primit față. Banii? Da, a, e pe față, da. Păi și zic că din cauza banilor sau? Nu zic. Deduci tu. Banii, fiind apropiați de valoarea orei, de valoarea damage-ului făcut, da? Fac tranzacția să fie recognoscibilă, ușor. Și să nu se schimbe nimic în psihologia lor. Pe când la ceilalți doar nu o să fie luați de, doar nu o să fie luați de fraier sau făcuți fraier sau făcuți să fraierească sau. Și care partea surprinzătoare fie... că te așteptai la ea cu 20? Te-ai fi așteptat? Da. Ah, și ei au recompensă psihică ea cu un dolar. Uh-huh. Mai mare și de-aia zic. Ăia nu, ăia acoperă tot diferența din psihologia lor. 19 dolari o se transformă în 19 dolari se transformă în disonanță cognitivă și în schimbare de evaluare. Nu, o recompensă psihică, nu de. Păi, tocmai că nu e recompensă. Nu e, n-au primit recompensă, au făcut-o. E un cost psihic. Nu, recompensă vrăjeala pe care o crezi tu, aia, da, e recompensă. Da, da, păi, dar eu asta spune că n-aș numi recompensă atunci când manipulez pe un om să se mintă singura asupra percepție pe care o are asupra realității. Adică minciuna către sine însăți, da, însuți, nu e nu e o recompensă, e un cost. Ține de partea de valorizare, nu? Să eviți o valorizare negativă, zici, mi-a, da, plăcut totuși. Da, 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 chiar exact, dacă exact. Super asta plictisitor. Asta e, hai să trecem la Stanford, nu? Dacă nu mai avem pe Milgram, mai avem ceva comparații cu nazismul, cu uite ce răi suntem. Poate să facem și comparația cu... Când putem da vina pe cineva. Situația actuală. Și sindromul Stockholm și experimentul Milgram. Da. Cu cum trăim noi în societatea actuală, fără niciun război, fără nimic. Da, dar ai partea aia de agresiune. Chiar dacă n-ai brutalitatea totalitarismului, ai... obligativitatea, mă știa, taxelor, știi, ai, da, reglementări, deci nu e... A, uite, dacă găsești cele patru condiții ale sindromului Stockholm. Cinci. Și le găsim și le discutăm imediat. Prima era așa, recunoști puterea foarte mare în comparație cu a ta agresorului. Crezi într-un moment? Nu, da, agresorul este o... o amenințare credibilă și serioasă asupra victimei. Hai să începem. Deci tu cu... poți fie... Nu e neapărat bazat pe disproporționarea de putere. Două vorbe. Sindromul Stockholm apare în Stockholm. Ok, sindromul Stockholm atunci. De ce îl numim sindromul Stockholm? În 1973, în o bancă din... din Stockholm, 73. Scrie aici 73. În 76 mi se pare că a fost filmul după amiaza câinelui. Ăla cu patinul sau? Da, da, da. Sindromul Stockholm este bazat pe un incident care are loc în Stockholm în 1973, când doi jefuitori de bănci intră într-o bancă, iau niște
ostatici, bancheri, niște funcționari ostatici acolo, da, lucrătorii la bancă, și se incidentul în sine durează pe parcursul câtorva zile și s-a descoperit de atunci că ostaticii au format o legătură emoțională cu captorilor, cu tartorilor și ajunseseră să creadă, să declare după aia, să creadă că sunt protejați, că indivizii ăștia, deci jefuitorii, îi protejează pe ostateci de intervenția poliției, care da, ar da. Putea fi asta în poate forță. Chiar e adevărat, știi? Mă rog, bine dacă era în America. Situația s-a rezolvat și poliția a atacat cu gaze lacrimogene, i-a capturat pe indivizi. Problema în sindromul Stockholm, la un moment dat, unul dintre ostateci, și asta o să fie important mai târziu, o menționăm acum, la un moment dat, unul dintre captori a amenințat că va împușca pe un ostatec în picior ca să demonstreze poliției că sunt serioși, că vor că și fac ceea ce spun. Faptul că a fost ales piciorul și nu... omor direct, i-a avut natură să îi îndulcească percepția. Până la urmă se pare că nu l-am pușcat deloc, ceea ce probabil a accentuat ideea sindromului. Și un alt caz faimos la vremea respectivă, în sens că s-ar putea să fie auzit de el și astăzi, este fost Patricia Hearst, care a fost... răpită de un grup terorist de stânga din California numit Armata pentru Liberarea Symbionese Liberation Army, și pentru vreme de două luni a fost ținută într-un dulap, a fost abuzată sexual, bătută, după care a devenit parte a organizației teroriste în mod voluntar, în sensul voluntar, în sensul că nu o mai ținea un dulap. Au scos-o din dulap și au lăsat-o de capul ei. Da? Și i-a ajutat să facă ce alte crime au mai făcut, incluzând și un jaf unei bănci. N-a făcut nicio încercare, chiar dacă a avut ocazia să scape, n-a vrut să scape. Și într-un final a fost prinsă de poliție și ea a zis că ar fi fost spălată pe creier. Ăsta a fost felul în care a justificat. Ea a zis că ar fi fost spălată pe creier. Mai e un caz pe care îl menționează Umăr, care e de-a dreptul grotesc. Recent, 2009, ăsta sigur n-a ajuns pe la nimeni. Un fost prizonier, un tip care a ieșit de la închisoare, a răpit o fetiță de 11 ani care a fost iarăși violată, ținută închisă într-o magazie și într-un final, deci a fost dată dispărută, într-un final poliția a reușit să o identifice, în sensul că a găsit-o 18 ani după aia. Da? Deci când ea avea 29 de ani, preț de 18 ani trăise cu individul respectiv, care avea la vremea aceea două fiice, a căror tată era individul, și pe care l-a ajutat, au o soție casnică, în sensul că l-a ajutat cu afacerile pe care le avea individul. Ba chiar la un moment dat a apărut cu ăsta la o întâlnire a Consiliului de Eliberare, pe cuvânt, de probațiune. Ca pe post de martor de caracter. Bine, și-a dat alt nume, dar ca să nu fie identificată.
Și în fața acelor oameni, ea le-a spus că individul ăsta, care o răpise, o violase de la 11 ani, da? Și care nu o lăsa să plece, e o persoană minunată și ar merita să fie liber. Da, ca și statul. Deci ideea e că dezvolți de-asta de simpatie, de valorizări pozitive cu agresorii, nu? Da. Care erau alea? Erau 5 condiții de... care favorizează dacă vrem să cu comportamentele victimelor sindromului Stockholm sunt un contact emoțional cu răpitorii, apariția unui sentiment de loialitate care poate să continue și mult după eliberarea lor, subscrierea la credințele și atitudinile răpitorilor, o percepție, deci o schimbare de percepție asupra lor din tartor în protector și asupra forțelor exterioare din protector în agresor, neluarea niciunei oportunități de evadare, da? Deci practic cooperare totală, gratitudine față de răpitor pentru mici dulcegării și pentru lipsa, absența, pentru oprirea abuzului, da? Sau lipsa lui, adică nu neapărat. Da. Deci poate să fie atenție, poate să fie și oprire, poate să fie și lipsă, cum era în cazul, deci oprire, cum e, să presupunem, în cazul din astea în care întâi s-a început cu viol și abuz sexual, da? Dar poate să fie și lipsă în cazul în care doar te ameninți că te împușc, dar n-o fac. Asta se vede față de stat prin comparație cu statele, nu știu când, totalitare. Mm-hmm. Uite, față de faraonii Egiptului, Iohannis nu vine și te omoară. Sau... Da, ce bine e. Da, e simpatic. Adică, păi da, dar muncești și pentru Iohannis. Și, okay. Și nici măcar nu trebuie să te duci la statele Egiptului. Adică cu 3, 4, 5 președinți în urmă, nu mi iese acum și nu stau să mai număr, dar vă prindeți voi, statul te trimitea la muncă în folosul, da, muncă patriotică. Da. Sau chiar dacă ar admit că, uite, taxarea e muncă forțată, la fel. Da, nu e ca și cum ai fi mers la global sau... Da. Și cele 5 condiții sunt, care cele 5 condiții pentru apariția posibilă a sindromului Stockholm sunt următoarele. Agresorul reprezintă o amenințare serioasă și credibilă asupra victimei. Victima se percepe ca fiind fără puterea de a scăpa, deci percepe că nu poate să scape. Victima nu poate, și aici vine diferența de forță, deci te referai la al treilea și am sărit, victima nu poate să folosească forța ca să se apere de agresor sau să-l oprească, să-l oprească prin forță. 4. Victima percepe un fel de bunătate din partea agresorului, chiar și dacă bunătatea asta vine în forma lipsei abuzului sau opririi lui, și victima este complet izolată de lumea externă, pentru că, spune cum era aici și n-a zis înainte, de asta mă opresc asupra lui, atunci când apar persoane din lumea externă, ele văd agresorul ca pe un agresor și se strică iluzia asta de... apare disonanța cognitivă, apare senzația de nebine. Iluzia... Da, și de pe acum încearcă să compare situația stat cetățean cu cele 5 condiții, dacă se îndeplinesc, știi? Uh-huh. Păi deci, și ia să vedem, se îndeplinesc? Zi tu! Da, prima era cu... cu amenințare credibilă și serioasă. Serioasă. Dacă nu cooperezi cu statul.
Și, într-adevăr, avem taxele dacă nu le plătești, dacă nu respecti legile, reglementările, toate chestiile pe care le spune statul. Da, e o amenințare. Îți face ceva? Păi îți face. El vorbește și pe de lângă SUA, asta, și de SUA, care are arme să distrugă pământul de câteva ori. Da. E o amenințare credibilă. Deci. Da. E o glumă. 2. Imposibilitatea de a scăpa. Păi vorbim capitolele trecute. Da. Și oricum, chiar dacă scapi, te duci la altul. Exact. Te duci la alt guvern. La alt guvern, stat. La alt stat și deci doar schimbi agresorul. N-ai cum să fii total liber în lumea asta. Adică până și noi care vrem să scăpăm, am vrea să scăpăm de stat. Unde? Du-te pe, în pădure. Păi da, dar și în pădure e stat, mulțumesc. Și Antarctica? Și Antarctica este... Era predator acolo. E, nu, lasă-l pe predator. Antarctica în sine are regim restrâns. Tu n-ai voie să te duci în Antarctica decât cu viză, cu permisiune specială. Pe cine... A fost, de unde au vizit? Acolo toate statele colaborează. E de la unul care are... De la unul? De la... Nu. Unul care menține. Deci unul care vinde vize. Deci ideea e că în Antarctica sunt tot felul de zone sub controlul câtorva state, dar absolut toate statele au semnat zona de excludere arctică. În sensul că dacă ești pe acolo, te împușcă. N-ai ce căuta pe acolo. Și nu contează unde ești. Și dacă tu vrei să fii în zona americană, ok, trebuie să ceri de la americani voie să te duci acolo. Și îți dau ei voie. Da. Da. Și din pădure nu scapi. Pentru că... Evident. Un călugăr la noi în România s-a pus până prin pădure și a avut o coșmelie. Nu știu cum, ori ăștia au venit cu o pistă de schi lângă el, ori el și-a pus-o pe acolo, pe lângă. Așa. Și trebuie mai mult timp, trece mai mult timp, știi, și după aia s-au trezit autoritățile locale, că domnul ăsta nu are autorizație. Plus că deranja că vrea să-și extindă pârtie de schi cineva pe acolo. Și... era foarte popular în localitățile din preajmă, pentru că lumea îi ducea mâncare, se mai ducea pe la el să ia binecuvântări, chestii de genul ăsta, știi? Și nu că îl demolăm. A fost caz în presă. Ce, l-au demolat, nu? Nu mai știu. Era acum vreo 5-6 ani. Nu mai știu ce s-a întâmplat. N-am urmărit cazul. Să nu le ceară Dumnezeu. Mă rog, ideea e că s-a dus în pădure și tot au venit după el. Da. Da, dar e posibil să le ceară și Dumnezeu la judecata de apoi. Da. Autorizația. Na. Așa, altă... 3. Ăla pe care victima nu poate să... De diferența de putere. Da. Ăștia au un aparat poliție, judiciar, de seama. Da. N-ai nicio putere pe treaba lor. Bine, ăsta pare care că seamănă cu primul, că zici ăla chiar te amenință credibil și dur, serios. Da. Și aici zici, păi nu poate să... Și diferența cred că ar fi între ce crede victima și ce chiar poate să facă, să zicem că asta... Nu. Ideea e că ăla te amenință. Adică, uite, dacă e... Deci, el te amenință direct. Deci, statul are o problemă cu tine direct. Zice, dă banul. Uh-huh. Da? Nu, zice, dă banul sau te împuși. Uh-huh. Asta e o amenințare, da? Dacă te întâlnești cu unul... Deci, uite... Te întâlnești cu unul care e făcut ca Ioan Măjeri. Da? Și vii într-o alee seara și vi zice dă banul. Sau te împuși. Te amenință. Da? Dar te întâlnești cu Ioan Măjeri sau unul ca Ioan Măjeri la o bere, ăla nu te mai amenință acolo. Da? Chiar dacă diferența... Tu n-ai avea nicio șansă să-i faci nimic în niciunul dintre cazuri. Da? Diferența asta e că unul te amenință de la început. Și problema e dacă nu. Dar răspunsul corect care e? Sincer, n-am. Ar putea să nu fie de ajuns. Putea să-i placă Adidas și inele, chestii. Da, vai ce să, mă rog. Da. Dar să mă returnește de auze. Da. Ok, de acord. Hai să batem palul. Al patrulea este că victima percepe un fel de benevolență din partea agresorului. Da, mai face niște drumuri mai
ajutoare sociale. Ei se ocupă, educă săraci, educă copii, educație gratis, alocații. Alocații. Pensii. Subvenții. Pensii, da. Da, are grijă de bătrâni, nu? Deci, îndeplinește și medical. Multe, multe face. Ține ordine. Da. Și e un rău mai mic, uite că tot a zis humor. Uh-huh. Absența unor abuzuri mari e... Da, da, da. E un exact. Bine. Corect, da, e bine că nu... Fără da. Statul ăsta, cine știe, eram sclav la o bandă de... Am un stat totalitar. Deci faptul că nu ne execută, nu ne asta, tot e, să zicem, mersi când... Doamne, ajută. Puteam să avem un stat, uite, nu puteam să facem episodul ăsta. Da. E, vedem cât supraviețuiește în viitor. Al cincilea e izolarea față de lumea din afară. Aș lua izolarea față de ideile contrastatului. Față de ideile, da, față de idei anarhiste, față de idei antistat. Dar aici... Aici nu se mai... El zice că da, dar nu se îndeplinește în sensul că dacă atunci când auzi o idee anarhistă, răspunsul tău e tu l-ai, Doamne, cum să fie așa ceva? Nu, ce? Nu se poate. Așa ceva da? Nu se există. Cel mai probabil ăsta e un semn de disonanță cognitivă. Adică pentru că genul ăsta de atitudine, wow, și victimele sindromului. Stocom față de oamenii care zici vor că, să le scape. Deci că nu sunt oamenii izolați. Că acum avem internet, avem posibilitatea să avem știri de peste tot. Da, vezi cum mass media cântă toți aceeași melodie, asta pe de-o parte din vest până și aici, și după aia ai o grămadă de oameni care, din cauza că ei au niște preferințe de limbaj, să zicem, sau de valori, se uită doar la antena HR. Sau, da, asta vreau să zic. Și dacă mass media nu cântă aceeași melodie, au ei grijă să o aleagă doar pe aia care cântă melodia lor. Exact. Sau și rețelele sociale. Bine, asta ar fi și... ele sunt fricoase. Argumentul... Bias-ul pentru optimist, status quo pe care îl menționează cu mormânt. Optimist e că ne mai strecurăm și noi pe acolo. Să mai strecurăm și alții, știi? Deci tehnologia are și... Nu, dar ideea e așa. Disonanța cognitivă doare. Dacă dai de o idee care te sperie, care e primul argument când auzi ideea, te sperie, da? Cel mai probabil avem de-a face cu niște disonanță cognitivă. Și ca să... Păi și disonanța nu poți să rezolvi și să rămâi cu aia rea, cu ideea păi, rea? Bă, da, poți. Păi dacă rămâi cu status quo. Dacă îți modifici tu percepția, da? Adică... Percepția este că ideea contrară o faci pe aia rea. Tu ești bun da. Și o faci pe aia rea. Îți menții, de fapt. Și ca să... Scuze, zi. Eu când am învățat despre disonanța cognitivă, era pur psihologic observația analiștilor. Și ideea era că, să zicem, tu ai doi factori și unul care te deranjează pentru că nu cadrează cu celelalte și de multe ori oamenii încercau să schimbe lucrurile care erau ok doar ca să nu-i mai doară disonanța cu un disconfort, nu? Un disconfort. Dar de ce? Disconfort, ai disonanță dacă tu respingi din prima, dacă unul zice 3D din Rothbard și tu respingi, eu zic că nu ai disonanță. Disonanță e când stai pe gânduri. Când zici, e posibil să... Nu. Disonanță este când ai o reacție emoțională puternică la ceea ce ți se spune. Da, deci, de exemplu, când stau eu de vorbă cu cineva pe care eu cred că e o persoană logică și cred că suntem împreună într-o căutare a adevărului și îmi servește o tâmpenie mai mare decât Dumnezeu, da, atunci eu mă enervez. Ăsta e un răspuns emoțional. Dar răspunsul emoțional este pentru că eu mă enervez că eu l-am pus într-o categorie greșită pe acea persoană. Deci renunți, e o problemă a mea. Adică stai un prost, știi? Nu știu, mă rog, mai durează până facem interpretarea aia, dar răspunsul inițial ăsta e de disonanță cognitivă. În sensul că ai o acceptare provizorie, da. Știi? Hai să zicem că nu includem alte persoane. Disonanța se contrazice interpretarea, nu? Exact. Interpretarea ta era că ăla e om de discutat, nu știu. Pune o prostie. Și dintr-o dată ai două lucruri care se bat cap în cap.
Dar soluția poate fi și că e greșeala ta. Păi, păi da. Nu, în sensul că bineînțeles că și ea poate să fie o soluție. Aici este ce fac mulți oameni când dau de o disonanță. Și uite, umorul de multe ori se naște din disonanțe. Tu te aștepți ca ăla să-ți vorbească despre mașini și de fapt vorbea de nevastă sa. Ha, 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 ha. Da, acolo e o disonanță. Și ce faci? Păi, în cazul ăsta te prinzi că se putea vorbi și despre ailaltă și râdem, da, e un efect umoristic, dar de multe ori, și asta e subiectul aici, de multe ori lumea se strâmbă ca să își strâmbă ce credeau, deci, ca să meargă și cu lucruri care nu sună consonant, da? Un exemplu cât se poate de cât știi se poate să transmit că disonanța o chestie pozitivă totuși, știi? Bă, el pozitivă că ăla poate să fie lent. Că îți dă șansa. Da? Da. E pozitivă că îți dă șansa să te schimbi, îți dă șansa să te apropii de... Îți dă șansa ca din două lucruri... Deci, clar, dacă tu deții două lucruri care se află în contradicție, da? Unul dintre ele e corect, unul dintre ele nu e corect, da? Și îți dă șansa să identifici pe ăla care e corect. Problema e că lumea nu caută să identifice pe ăla care e corect, ci caută rezolvarea. Bine, asta poate să fie și o problemă evolutivă, care e least effort theory, da? Da. Apa curge unde... Asta îi zice, ca în interese, te evite disconfortul la psihic temporar, știi? Nu mă interesează. Păi libertarieni, nu, ca în interese, știi? Dacă vrei să spun cum e cu socialismul, cu disonanță. Da, sau compartiment. Adică cum să descurcă oamenii cu disonanțele, sunt multe, nu ne apucăm să le enumerăm. Dar unii poate să le separe. Te miri, trăiesc cu oamenii cu două lucruri care se bat cap în cap la modul logic, ei trăiesc cu ele. Nu? Ce ziceai tu? Furtul e nasol? Da. Taxarea e voluntară? Nu. Deci e furt. Da, da, e nevoie. Deci le nu-ți valorizează furtul, admite că e coerciție. Poate, că, poate. Da. Unii. Să știi că majoritatea admit unii, că da. Okay. Cărturarii. Chiar și Hummer zicea, nu? Că... Da, da, zice, chiar și în capitolul ăsta zici. Da, nu se poate altfel. Adică e rău mai mare. Vin tătare. Doar că tendința e dacă e un coerciție privată, nu mai termină de vorbit, vorbește ori în șir filozoful ăla, analitic și nu știu ce. Dacă e vorba de coerciția statului, el predă nase, în două minute a trecut repede, știi? Uite, de exemplu, eu aș lua următorul exemplu, ca să fie și mai lipsit de pasiune, dacă se poate, da? 2020, toamnă, da? Vine valul de COVID. 2. Trendul la infecții, liniar, constant, în urcare. Se bagă măsurile. Vine măsura, toată lumea trebuie să poarte mască, trebuie să poarte mască afară. Trece o lună, trendul țapă, neschimbat, în creștere constantă, cum era înainte, e și după. Și atunci ai două lucruri. Ori să spui măsurile nu funcționează, ori dacă tu crezi că măsurile funcționează, să spui, păi nu. Introducerea măsurilor a păstrat trendul neschimbat pentru că altfel o lua în sus. Se vedea și peste cap. În contra faptului că e aproape imposibil probabilistic să introduci un set de măsuri pe o problemă complexă și să ai un efect, dar trendul să rămână liniar neschimbat. Adică deci, să contracarezi un efect emergent perfect în timp. Tu explici chestia asta și bine faci, dar noi nu ne mai mirăm. Noi știm că statul de obicei ce zice? El zice, trebuie să facem X. Nu se rezolvă nimic. Trebuie mai mult X. Asta e ce face statul. Sau trebuie să treacă mai mult timp. Hai că mai mult timp, da. Ce vreau să zic la aia cu furtul? Că îți valorizează diferit furtul. Furtul statului e bun. Da. Așa se rezolvă disonanța. Știi? Da. Păi și tu zici, păi uite, te iei de furt. Păi, statului e furtul bun. Furtul statului, exact. Asta e toată premiza cărții. Ei spun furtul statului e bun pentru că statul are autoritate politică. Și tot ce vrea Hummer să sape, bă, dar de unde vine autoritatea asta? Bă, adică, uite, ok, știm ce trebuie să aibă, dar de unde vine ea?
Uite, poate să vină, că tot vorbim de psihologie, poate să vină și de la o obișnuință din asta în care bătaia de la părinți e bună. Păi dacă nu mă bătea, nu învățam cu tare. Vine de la stat. Ce mă bucur că mi-ai ridicat mingea la fileu, că am mai trecut pe lângă subiectul ăsta odată, da? Ca să trigăruim pe toată lumea într-o disonanță cognitivă cât se poate de mare, inclusiv libertarienii mai realizați. Da. Avem principiul non-agresiunii. Ce zice principiul non-agresiunii? Nu e bine să inițiezi forță, violență. Da? Perfect. Hai să le aplicăm și asupra copiilor. Nu e bine să inițiezi forța asupra copiilor. Păi ce vrei, domne, să mă înțeleg cu ea? Da. Exact. Da, n-ai ce. Nu știu ce să-i fac, că e copil. Și uite cum face Humor indirect argument. Da, l-ajut eu. Da, îl facem cu mâna lui. Sunt copiii după aia într-un sindrom Stockholm? Hai să vedem. Agresorul reprezintă o amenințare credibilă asupra victimei. Eu te-am făcut, eu t-omor. Victima se percepe ca fiind imposibilă să scape. Păi dacă fugi de acasă, ai 5 ani. Unde te duci? Ai 5, ai 6, ai 7 ani, unde te duci? Da. Victima nu are puterea sau nu se percepe ca fiind capabilă să oprească agresiunea prin forță. Da? Da. Voilà. Cred că merge de la sine, da? Nu trebuie să o investigăm prea tare. Depinde. Victima percepe o bunătate din partea agresorului, chiar și dacă nu mai e abuz. Da, mă, uite, mă bătea. Astea sunt povești din generațiile dinaintea noastră, da? Mă bătea, dar nu dădea cu drujba de fier, cu drugul de fier, dădea și el cu nuia sau dădea cu mâna, nu cu parul. Îmi dădea cerul până la mână. Da, sau după aia mă chema la masă. Da. De cincea cărerea? Ce? La cincea cărerea? E victima izolată. Și a cincea, victima este izolată de lumea externă. Păi tot universul tău e familia. În primii 5-6 ani din viață, tot universul tău asta e familie. Asta este și delimitare biologică, că nu ca copil, exact. Nici nu poți să înțelegi mai mult. Sau vezi aceeași perspectivă la Humor, știi? A, te duci la alții. Humor zice că degeaba te uiți la bulgari dacă și bulgarii suferă. Da. Stockholm. Când ieși în... Te duci la vecinul, domne, am mâncat bătaia acasă. Te duci, bine ai făcut, bine ai făcut. Ai zis ceva. Câteodată, depinde, mă rog, în vremuri de demult, când bătaia era foarte acceptabilă. Era ruptă din rai. Era ruptă din rai, dar nu știu, te băteau și vecinii. Tu ai mai urmărit? Nu mai știu cum. Ce? Adică eu când eram mic era în ordine zile în școală. Bine, era în comunism. Lasă în școală, dar vedeai pe stradă, auzeai în vecini și acum mi se pare că nu mai a auzi. Mai scăzut. Nu e mai auzi chireală. Mai scăzut. Dar de ce? Apare pe Facebook, apare pe... Părinții au devenit mai obraznici, mai... Nu mă refer la bătaia profesorilor. A, profesorilor? A, te-ai dus foarte departe. A fost înfierate la televizor și pe social media. A fost puternic înfierate. Au mai fost unii și imediat. Cred că în mare s-a oprit. Nu prea, deci, pe răspunderea instituțională, acolo a funcționat. Deci, la nivel instituțional, valoarea este că să nu te mai atingi de copii. Da. Nu, și chiar, chiar și la nivel personal. Adică, indicatorul, știi, cu chiar și la nivel personal pot să spun că generațiile actuale de părinți par mult mai puțin predispuse la violență. Pe al parte încă mai vezi. Da. Dar par în public, vreau să zic. Da, probabil mult mai puțin decât pe vremea când eram noi copii. Nu țin minte atunci, nu... Nu mi se părea ceva special încât să țin minte. Da, așa, adică acum îți sare în ochi când vezi. Hai să zicem și aia cu simboluri, cu ritualuri. E cam ultimul punct rămas, nu? Mai e ceva la Stockholm? Nu, cred că l-am. Dar asta merită reținut la Stockholm. Uite, am mai pomenit noi data trecută că oamenii tind să-și ascundă frica, lașitatea. El nu spune plătesc taxele pentru că vreau să evit închisoare. Mm-hmm. Plătesc taxele pentru că sunt un conformist. Așa am fost toată viața, un conformist. Ce zice grupul?
că merge eu ca oi, știi? Nu. Nu, el zice statul oferă bunuri publice și n-am ce facem fără. Da. Adică își maschează frica, știi? Frica conformismul nu e mare calitate, știi? Nu. El e responsabil. Încă sunt responsabil, avem nevoie de aceste bunuri publice, deși dacă ar dispărea obligativitatea tasării, adică amenințarea cu inițierea violenței de către stat, acea ființă care timp de 10 ore îți explică de ce e nevoie de bunuri publice, de ce bunuri publice au anumite proprietăți, sunt non-excludabile și rivale și, și non-rivale, știi, și nu poți să le faci altfel, n-ar mai plăti taxe. Acea ființă care îți împuie capul. Posibil. Te turbează. Alții, deci dacă dispare amenințarea. Mai puțin. Știi cum îi mai vezi pe unii astăzi că merg cu mască pe față sau cu ea sub nas? Ei vocal dispar aia sigur. Sub nas sunt cei mai tari. Nu, ea vocal dispar sigur, știi. Deci ăla care te-a lecturat ore în șir și ăla sigur nu plătește, știi. Păi suflete, nu mi-ai explicat tu. Lasă-le că alea e rău. Și cum zicea Popper, se duc. Societatea deschisă, nu știu ce, societatea deschisă, erau niște conflicte prin Africa și ăștia intră cu armata peste ei. Și Popper îl întreabă, Popper, tu ce crezi despre asta? Știi? La, foarte bine, se intre peste ei. Păi, societatea deschisă, lasă, alea erau pentru europenul. Așa și cu... Nu, cred că foarte puțin ar rămâne. Foarte puțin. Da. Sub 5%. De să perceapă statul, de să dispară amenințarea, pe bună amenințare. E ca la măști, știi? Nu, domne, că eu sunt cu medicina, urmează știința. Ok, a dispărut obligativitatea. Recomandăm să fie asta, e recomandare. Da, păi îi vezi. Sunt tot aia care credeau că măsurile funcționează. Care credeau, efectiv, credeau. În ciuda nu, realității, mai puțin, știi? Mai puțin. Bine, aici o observație... De Stanford, nu nimic. Cum n-am zis? N-am zis, ne întoarcem la ei după simbolul. Mai avem două teme, când mai bătem? Oh, hai cu Stanford repede, s-au împărțit în simbolurile. Nu, lasă simbolurile. Hai cu simbolurile mai întâi, că la Stanford e oarecum o continuare a sindromului Stockholm. Da, de fapt toate sunt o adaptare. Și Milgram e tot sindromul Stockholm. Ăsta e momentul, nu știu, aici pică oarecum din afară restul capitolului. Da, e... E o parte estetică a tot autorității. Pentru a influența victima, adică cetățeanul. Chestii care încurajează cooperarea. Partea cu... de PR. Da. Da. Cum, care e PR-ul autorității? Păi folosește simboluri, ritualuri, cuvinte. Uite, un limbaj ăsta sec, deci el îți ia din anaful american, îți ia niște pasaje. Uh-huh. Pare foarte detașat. Ideea e că vrea să... Se evite chestia asta emoțională, reacția emoțională. Deci dacă oamenii înțeleg, Doamne ajută dacă se răspundește libertarianism, că taxarea este furt, o să ai o evaziune fiscală, nu știu, și în final dispariția statului. Știi? Dar aici ideea e să pară ceea ce e nedrept, să-l faci să pară, ceea ce e strâmb să-l faci să pară drept. Știi? Adică da, furăciunile statului le nobilezi, să... Ca să învizi rezistența omului, reacția lui emoțională. Știi? Sunt ori o îndreptare a unui rău, ori sunt pur și simplu un lucru bun. Da, și limbajul tehnic, el se referă la chestia bagă, asta, da. Sună... E știință. Să evite eventual. Partea emoțională, nu da. Zice aceste furăciuni... Aici nu sunt neapărat de acord cu, ca să evite... cu humor, nu-n tot. Că limbajul nu-n tehnic vine de acolo, ci... Deci sunt de acord cu ce spune el atunci când vorbește despre roles și despre filozofii care adoptă limbajul legislativ sau limbajul ăsta pretențios atunci când vorbesc despre chestii. Dar acolo da, acolo are dreptate. E o apropiere. De ce nu și ANAF? E abstract, tocmai pentru a evita conflict. Pentru că dacă vrei să te apuci să scrii o lege sau un rahat de amendament la Constituție sau ceva de genul ăsta, o să descoperi că trebuie să faci niște formulări cât mai lipsite de echivoc. De ce au fost așa? Mm-hmm. Cum adică cât mai lipsite? Cât mai precise. Legea în sine trebuie să fie cât mai clară și cât mai precisă, să nu fie interpretabilă, ca să obții scopul pentru care ai dat-o.
Da. Adică să reușești să acoperi în câteva fraze. Poate fi intenția asta. Să zicem, că vreau să dau o lege. Capul, știi, da? Să zicem că vreau să dau o lege prin care oblig ăștia, comercialul, da? Uh-huh. Oblig sectorul privat să nu mai identifice oamenii în relațiile comerciale. Uh-huh. Da? Să păstreze anonimatul oamenilor în relațiile comerciale. Păi am nenorocit tot sistemul de plus cu cardul. Uh-huh. Dacă n-am grijă cum o scriu și zic doar așa, se interzice să identifice oamenii în relațiile comerciale, să se interzic orice practici comerciale care nu păstrează anonimatul clienților, am distrus orice fel de plată cu care crește cripto. Fii atent. Și alea le pot formula clar. Și alea sunt publice. Da, alea sunt publice, corect. Am înțeles ce zici. Poate pot apărea ambiguități de interpretare și uite, apare un caz care legea nu știe. Uh-huh. Dar Humer zice, nu frate, ăștia nu evite chestia emoțională, știi? Da. ANAF nu va folosi termenul furt. Cred niciodată. Stai puțin, nu, e adevărat că nu evită-le. Deci în legea penală se folosește termenul furt de la început nu, până la sfârșit. Nu, ANAF și să... Ce? Nu știu, păi, să-și pună problema, da. Poate taxele sunt furt. Da, e mai că de asta e bună, n-a fost să-și pună problema dacă taxele sunt furt. Nu, dar să-și pună furt. Statul român să-și pună problema. Domne, nu e furt sau este furt. Sau da. Nu este furt. Cum să-și pună problema? Exemplu contrast. Înțelegi că evite emoția. Evite emoția. Evident, exact. Folosește eufemisme și face, cum îi dă un exemplu contrastant, când are o chestie tehnică, zice... Nu mai puneți cutare lucruri și le înșiră, tra-tra-tra-tra, e foarte clar acolo. Nu le puneți afară între orele cutare, e o lege fără echivoc. Păcând aici e plină de eufemisme. Conformare voluntară. Trebuie îmbunătățirea colectării. Da. Îmbunătățirea colectării. Deci sunt termeni, cum să zic... Bine, aici pot spune că e emoțional, că e puțin pozitiv. Știi? Orice zice Humer... Nu, că uneori... Contribuțiile pentru asigurarea de sănătate este... Da. Taxare, furtă e contribuție voluntară sau cum ești. Da, dar aici pot spune că folosesc emoțiile. Contribuție conformare voluntară sunt emoții pozitive. Asigurare. Da, și... garantare. Dar Humer are în vedere partea asta agnostică în care încerci să eviți conflictul, știi? O chestie rea trebuie să nu... Încerci să prostești oamenii, că de fapt... Na. Da, cam. Și o altă chestie pe care o zice Humer aici, este cu simbolistica efectivă, da, pe care pe mână. Steagul național. Steagul e pe monedă e câte o emblemă heraldică. Coloanele, el zice că nu au niciun rol, că aia stă și fără coloane, dar ideea e să pară, uite, statul ca o instituție venerabilă, tradițională, stabilă. Nu neapărat cât să fie impunătoare, spune, pentru că dacă stai să te gândești, absolut toate stă, mă rog, poate, nu știu, poate până America Latină și până Africa e altceva, dar ideea e că toate clădirile de stat au încercat să aibă un anumit stil, inclusiv sovieticii s-au apucat, știi, stilul lor ăla oribil, da? Brutalist. Care uite-te, zice că nu e o întâmplare. Uite-te la Casa Scânteii, știi? Care e construită exact pe stilul ăla. Și acolo noi la Casa Scânteii. Dar asta spun, dar nu ai coloanele care să... Da, dar ai alte chestii. Ar zice cum, dacă îl pui să analizeze, păi uite niște prostii alea, nu le spune. Sunt pentru a, nu știu. Nu, adică mi se pare că o abstractizare mai bună ar fi fost asta, să nu se concentreze pe felul care arată state capitals din Statele Unite, care sunt făcute în stilul clasic neoroman. Ia din Colorado, el unde s-a dus și el a văzut-o. Parte din asta e, că ați vorbit de arhitectură, ideea care este, ai o clădire cu elemente anume ca să te facă să te simți mic. Lucru care se întâmplă de multe ori și la catedrale, la biserici. Deci n-am învățat așa de însenină, nu e o magie specială pe care o face statul. Lucruri cunoscute de... Acolo, ca să-i scuze, ar putea fi asumată, na, e Dumnezeu, e șeful Universului, știi? Dar la ANAF, știi, dacă îți pune niște chestii... Ei nu se văd, adică discutam, mai tare. Am discutat mai demult, da? E a doua, cea mai mare disparitate de putere care există. Prima fiind între om și Dumnezeu, a doua fiind între om și stat. Chestia cu judecătorii, la fel zice Humer. El e în centrul judecătorii, el zicea că puteai să-i pui în cer sau puteai să-i pui în altfel...
Dar ideea e să domine toată. Mă rog, și că pe lângă judecător, că sunt tot felul de ritualuri, da, ceremonii de adresare, uniforme la judecător, da, de exemplu. Jur pe Constituție, jur pe... Nu știu, jur pe Constituție, e când îi fac pe ăștia primar, da, le pun cocarda aia. Procesul de vot este tot un ritual al... Dacă v-ați uitat la... Democrație liberală. La încoronarea, mă rog, de fapt n-a fost încă încoronarea, dar probabil o să fie până... Nu știu că durează mult. Mai durează? Uh-huh. Dar măcar declarat, proclamația. Da, proclamația. Da? Da. Aia acolo la ritualuri de... și jurăminte. Dar care funcția ritualului? Să ce? Să... Investește cu hocus pocus, practic, da, cam asta. Da. Investește organul cu hocus pocus. Humor e de părere suprata, și eu sunt de acord cu percepția lui aici, că e face legătură cu tărâmul magic, cu șamanismul, cu chestii din astea. O corporație e așa, dacă numești un CEO, ai chestii de astea, covor roșii și nu știu. Nu. Nu. Băutură și atât. Dacă vrea, ăla care... Birou. E birou și baia personală. Era pe vremuri. Era... Patronul avea birou cel mai de sus. Era nu, mă gândesc că dacă ai forme de-astea ca la stat ritualice, știi, tot așa, prin care este minimizezi... Poate să-și facă, dar costă și nu... Nu prea, deci de când... De tot de la el trebuie să dea, nu de la altul. De când ce statul de la... statul prin afaceri cu status creează... Mai câștigă niște bani. Da. Și ce mai era? Ce de asta mai era? Experimentul Stanford. Stanford mai e și... Nu, pe limba și pe astea mai era, nu. Ce? Nu, nu cam astea sunt. Mă rog, ideea ar fi că ar trebui să avem grijă că lucrurile astea nu sunt întâmplate pur și simplu, ci... Cineva are se gândesc. Uite, mi se pare că nu apar. Nu, el nu acoperă asta cu părți pozitive, nu? Asta, folosirea anumitor cuvinte în loc de contribuții, în loc de nu știu ce. Nu acoperă. Dar oricum e interesantă tema în sine, adică e tema de studiat. Ok, și Stanford. În 1971, un nene, Zimbardo. Philip Zimbardo, a adunat 21 de voluntari la toți băieți, studenți de la Stanford, să facă un experiment. Și experimentul era simplu, să împartă între prizonieri și gardieni și singurul lucru interzis era violența. Era folosirea unei metode de coerciție, da, violente. Gardienilor li se dădea task-ul să le dea de mâncare și să-i păzească și prizonierii nu aveau voie să plece, ca prizonieri fiind. Da? Și asta a fost tot, adică nu li s-a mai spus, nu li s-a mai dat niciun alt decât voi sunteți prizonieri, voi sunteți gardieni. Jucați-vă. La începutul respectați asta rolurile. Asta a fost greșit. Respectați rolurile, da. La începutul experimentului toți au vrut să fie prizonieri, așa că s-a tras la sorți cine să iasă gardien la sfârșit și cine nu. Și de aia că lucrurile au degenerat, și de aia că lucrurile au degenerat de acolo, da. Au ajuns să comporte foarte urât. Păi au întrerupt după... Paznicii. Deci trebuia să dureze vreo 10 zile și au zis că după 3-4 zile gata. Da, au întrerupt. Nu, experimentul trebuia să dureze 2 săptămâni și după... După 6 zile. 5 sau 6 zile. Una 6 zile au întrerupt. Nu, a 6 zile au întrerupt, da. Uh-huh. Deci îți dai seama. Și ce e interesant la experimentul ăsta este că nu exista niciun fel de coerciție. Oamenii doar și-au respectat rolurile. Totuși, au existat oameni care voluntar, respectându-și rolul, au respectat autoritatea, ajungând să facă lucruri foarte neplăcute pentru ei, prizonierii care respectau autoritatea, doar ca rol. Simularea sodomiei, să umbli cu mâinile prin WC-uri, ce mai era? Deprivare de somn. Da, neplăcute, deci nu... Stat în dulap. Țin de umilire mai mult. Ore întregi. Da, umilitoare, lucruri umilitoare, exact.
Bine, noi am putea spune, păi da, poate că ei erau sadomaso și doar s-au împărțit cum trebuie. Dar interesant a fost așa, deci că în acest experiment s-au reprodus, la păstrând proporțiile, genul de abuzuri care s-au petrecut în lagăre de prizonieri de război, în unități reeducative de pe vremea comuniștilor, tot felul de asemenea lucruri. Și da, chiar dacă toate acestea s-au întâmplat, chiar dacă au existat câteva diferențe majore, prima dintre ele și poate cea mai importantă, aș spune, e că toți se cunoșteau între ei. Dinainte? Toți cei care au participat la experiment se cunoșteau între ei. Da. Asta nu știu, deci dacă bine, poate să urau. Noi doi avem... Al doilea lucru este de că... Poate fi un defect, nu poate fi un defect al... Prizonierii au fost aleși, dar au fost trași la sorți și gardienii. Și gardienii știau că prizonierii nu sunt criminali. N-au făcut, deci nu sunt la închisoare pe bune. Că de obicei când discutăm despre o situație de asta, măcar se pleacă de la premisa că ăia care sunt la închisoare au făcut ceva rău. Da. Interesul meu în situația asta este că ei au ținut, pe de o parte s-au îmbătat cu putere paznicii, pe de altă parte oamenii au ținut să respecte regulile. Asta e o valoare din asta modernă, vestică. Adică făceau și Top Gear, băieții de la Top Gear, au făcut o super glumă în care ziceau un neamț, dacă nu mai are carnetul, nu o să conducă mașina. Zice, bine, bine, dacă ai de mers până nu știu unde. Și neamțul era complet mirat. Se duci dacă nu ai voie să mergi fără carnet. Nu are copil. N-ai voie. Asta e aici. Păi, în experimentul ăsta spune că gardienii, deci, prezentau un entuziasm, veneau o resuplimentare, deci când trebuia să facă schimb altul. Poți mai stai, stau aici. Nu, munceau neplătiți. Da. Oricum au fost n-au fost plătiți. Alea suplimentare, zic. Deci rămâneau peste program, adică satisfăi. Boala a intrat atât de mult în corp, preferau să îi chinuie pe aia, știți? Al treilea lucru important este că toți participanții, dar ăștia 21, au fost selectați în urma unor teste psihologice care trebuiau să scoată oamenii cei mai normali, adică să nu dea de psihopați acolo. Da, dar e natura umană, n-am cum să... Și o altă chestie interesantă este că pe baza testelor psihologice se stabilit că între grupul de prizonieri și grupul de gardieni nu existau diferențe psihologice, nici de make-up, nici de nimic. Adică teoretic, dacă ar fi tras la sorți invers, e posibil să se fi... Da, obține același efect. Păi, pointul lui Zimbardo și la toate experimentele astea e că structura lor de actă, puterea corupe, structura instituțională te face dement, știi? Deci te... Dar cel mai șocant este... Da, ok, asta e ideea principală. Puterea corupe. Hai să vedem și mai multă putere. Altă discuție, da? Cel mai șocant e asta, ce a spus și Alex, faptul că ăia s-au supus. Atât, și asta e, poți să tragi legătura și între ăsta și experimentul cu manetele, cu curent, da? Da. Faptul că oamenii au fost dispuși să se supună chestiilor ăstora, unii să facă rău, să pară că fac rău, alții să primească... ordine, cele două fețe. Fără, da. Bine, împotriva celor spuse până acum despre Stanford Experiment ar fi că, măi, ei știau că se joacă. Știau că nu o să li se întâmple nimic rău, tra-la-la. Dar în societatea noastră de zi cu zi, oamenii mereu fac apel la nevoi, lucruri dureroase, amenințări, au probleme adevărate de viață. Și totuși își trec peste ei înșiși ca să respecte reguli sau
cu părerea despre de ceea ce societate. De rău în cazul ăsta. Bine, asta e drama lui. Cum? Eu v-am amenințat că am o părere contra general. Zii. A ceea ce e general acceptat de asta. Eu nu cred că mai sunt valabile. Da. Concluziile în ziua de astăzi. Mi-ar plăcea și mie să fie refăcute. Și tu ai spus, exact, și tu ai spus chestia asta mai devreme. Eu cred că experimentele astea sunt un snapshot al capacității de a urma ordinele a unor tineri la mijlocul anilor 60, la sfârșit, la 1971. Nu cred că dacă s-ar mai repeta, dacă ar mai găsi cineva ideea să le repete astăzi, pe societatea americană, pe societatea europeană, ar mai găsi același nivel de conformism. Adică mi se pare că după... S-ar putea să găsești niveluri mai mari de agresiune, dar nu o să găsești niveluri mai mari de conformism. La pandemie n-ai fost atent? Da, chiar. Ba da, am fost atent. Erau mai mari? Nu. Da, chiar așa, pandemia nu a spus. Poate erau niște rebeli din experimente. La sfârșitul pandemiei. Dacă îi trai pe Facebook în pandemie. La sfârșitul pandemiei n-a zis, acum că am terminat acest experiment, să vă spunem concluziile. Acum ne lasă pe noi să ne tragem fiecare concluziile în urma experimentului. Nu, puteai să tragi concluzia că erau rebeli. Deci ea din Stanford și nu știu ce, 65%. În pandemie au fost 100%. Ăilalți care n-au ascultat, îi puneau în pericol pe ceilalți, erau criminali. Eu aș spune concluziile unică. Sunt că realitatea totuși pătrunde. Merge mai încet, dar pătrunde. Dacă vrei să te uiți, poți să te uiți la rata de înțepare în toate țările. Da? Uh-huh. Boosterul în Anglia e mai puțin decât au fost la noi cu două doze astăzi. Sunt unii care cred în continuare. Au jucat și au jucat, dar până la urmă s-au lăsat. În a șasea zi am rupt. La un moment dat a ajuns... În a șaptea zi s-au odihnit. Și Dumnezeu s-a oprit și după șasea zi. Cunoaștem destui oameni care au jucat în barca științei în pandemie și care s-au trezit de atunci și până acum. Da, au jucat până... Dumnezeu considera că a făcut bine și au considerat că au făcut rău, știi, pe șase zile. Tu zici că o chestie culturală se mai schimbă lucrurile. Așa cum a zis Alex, cred că nivelul de agresivitate, de dispoziție de a face rău, cred că e mai mare. E și greu să nu fie mai mare după 2 ani de psihoză generalizată, dar... Cred că disponibilitatea de a sta capră e mult mai mică decât de atunci. Cooperanții sunt mai necooperanți. Da, agresorii sunt adică la fel. Cred că curentul punk și rock și rebelisme și grunge și tot ce a fost toată, chiar și hipioții. Au fost împotriva, au fost anti-autoritate. Critica la leftism e că este o farsă, nu sunt. Mm-hmm. Nu sunt ce au fost hipioții care aveau partea asta, știi, anti-poliție, anti-nu știu ce. Anti-stat, până la urmă. Adică erau comuniști, mă rog. Dar era ceva. Erau anti-un anumit stat. În timp ce leftiștii mi se pare mult mai conformiști. Mm-hmm. Mult mai conformiști. Deci nu există ființă mai conformistă decât tânărul antisistem. Mises la un moment dat zice în birocrația de tinerii naziști că ce voiau ei, deci eroismul la lor, era un job la stat. Asta era... Bine, aici ai putea să iei apărarea tinerii antisistem. Acestor tineri zicând că sunt încă tineri. Da, sau sunt sub influența sindromului Stockholm. Da, poate ei prefera mai frumos și mai liber. Tineri, nu? Puterea e doar... Deci tot ce putem să facem noi e să-i băgăm în disonanță cognitivă. Ceea ce e oarecum rău din partea noastră pentru că îi băgăm în chinuri, dar măcar le dăm șansa să se apropie de adevăr. Vreau să vă întreb pe piramida lui Maslow, psihologic vorbind așa, unde credeți că e nevoia de libertate? Că la unii e mai jos? Eu cred că știi cum e gluma aia, piramida lui Maslow, îți trebuie internet și îți trebuie curent electric.
Care cel mai tare? Mi se pare că... Vezi că nu s-au văzut că le-am pus sub masă. Păi tocmai că sunt sub piramidă. Mie mi se pare că pentru mine, libertatea este sub toate. Fără alea, nu pot să am... Pot să cedezi în anumite contexte de situație limită. De o timp sunt optimist, adică cred că am mai avut discuția asta. Oamenii nu vor libertate. Omul vrea libertatea lui. Stalin vrea să fie liber. Nu vrea să-l frești tu la cap, să nu știi. Toți oamenii vor libertate. Deci e pe lângă hrană. Libertatea. Nu vrea libertatea ta. Așa zice și eu. Aș include un pachetul de bază, dar... Arafat nu vrea ca tu să... Mulți oameni nu au capacitatea să generalizeze corect. Nu-i În sensul că atunci când ai o acțiune, modul corect în care o generalizezi, vezi dacă e acceptabilă, dacă ești la stânga e și dacă ești la dreapta e. Adică dacă e acceptabilă în ambele poziții, atunci ai generalizat-o corect. Dacă e doar acceptabilă când o faci tu sau când se întâmplă ție, n-ai generalizat-o. Nu e un poziție liberal. Ok, și Humor încheie capitolul cu ceea ce numește el anatomia unei iluzii. Da, știi că asta e după aia lui Freud. L'avenir d'une illusion, religia, viitorul unei iluzii. Cred. E posibil să fi făcut referința asta. Și anume, spun așa, că lumea crede în, că chiar dacă lumea crede în majoritate la intuiția, în autoritatea politică, am demonstrat că unele intuiții despre autoritate nu trebuie crezute până la punctul final, dar pe cealaltă parte, cei care nu cred în autoritatea politică au datoria să răspundă la întrebarea cum se face că tu ai dreptate când toți acești alți s-au înșelat. Adică ce-ți dă ție dreptate? Cine te crezi? E un cine te crede, dar eu... Păi și răspunsul lui care? Răspunsul, nu, tocmai că răspunsul, deci în primul rând, întrebarea e justificabil pusă, da? Dacă întrebarea pusă este cine te crezi, nu ajungem nicăieri. Dacă întrebarea este cum se face că ai tu dreptate, acolo ăsta este ceva care poate să-ți răspundă, care poți să aduci un răspuns. E o întrebare deschisă, pe când cealaltă e un atac la persoană. Da, e retorică. Ah, da. Nu în gut. Și răspunsul? În capitolul următor. O să vină în capitolele următoare. Mai departe scrie în carte. Și acum am pui tu o întrebare pe care ți-ai scris-o de bace. Da, inițial vreau să punem altă întrebare. Mai știi care era? Da, cu sindromul Stockholm. Sufără oamenii în relația cu statul. Da. Asta e interesant. E meditat o viață întreagă la aia. Cred că răspunsul ar fi interesant. Da. Că suferă. Mie mi-a venit o idee când povestea Alex aici ceva și aș fi tare curios să ne spuneți jos în comentarii. Dacă atunci când priveați basmele în copilărie, le priveați la persoana întâi sau la persoana a treia? Și același lucru se aplică și la filme, dacă le vedeți. În sensul, ce înseamnă la persoana întâi? În sensul în care vă imaginați în bas, ca având o parte, da? Ori eroul principal. Rolul spânului. Da? Ori în rolul spânului. Ori Prâslea, ori Harap Alb, ori pe Cal, da? Ori pe Frodo, ori pe Aragorn, ori pe măcar pe Sam, nu știu, ceva. Da? Sau, pur și simplu, le consumați ca o poveste în care nu vă imaginați voi ca persoană. Adică era ceva ca un... Da, e bună. Ca un video pe YouTube. Vă rog să ne spuneți jos în comentarii în care din cele două ipostaze vă găseați predominant. Da? Acestea fiind spuse pentru Alex Chiria, Costea Stavarache, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu. Urăm libertate, cea mai bună de toate. Da.